chiar dacă vrei să aduci o femeie în pat, nu-i spune asta de la prima întâlnire. Înțelegi? Îi bați apropo, femeia și nu-i proastă. Dar ce-o distrus dragostea? Te găsești cineva între timp? Toată lumea este curioasă. Când un om îți picuie, pâng, pâng, hai și neșaz, hai și neșaz, hai și neșaz, știi? Dar tu nu mă întrebi pe mine, băi, dar cum mi-a fost ziua mea de azi? Câte probleme am eu pe capul meu și câte chestii, dacă tu tot ești omul meu, apoi întreabă-mă și cum mi-a fost ziua de azi. Partener general OTP Bank. Diana Balerina la Titania, în sfârșit ai venit. Mersi că ai venit. În sfârșit. Lumea să zic că Tania a îmbogățit și a chemat-o pe Diana, pentru că eu aveam siguranța că tu ești să înșeri câteva mii de euro și eu... Hai, nu spunem tot cât mi-ai dat. Da. Cât ți-am dat. Nimeni nu știe secret. Exact. Noi avem înțelegerile noastre. Da. Și secretele noastre, pentru că femeile pot păstra secrete. Bun, mersi că ai venit, indiferent câți bani ne-ai luat. Mulțumesc de invitație. Ciocnim, spumant de la maestru. Da, sunt prietenii mei. Și ai mei și le mulțumesc pentru colaborarea asta minunată. Noi ca aristocrații bem spumant de dimineață. Da, hai. Știi că eu aproape de o lună și ceva nu mai consum alcool. Numai așa cu degustat. Da, numai cu gustat. Chiar am fost mai dăunăți la o petrecere și finul meu îmi spunea, naș, hai, nu te supăra, dar eu nu vreau, știi. Dar fiind din prima căsnicie sau din a doua? Din a doua. A, deci... Eu doar am o pereche de fiind și atât. Okay. Și zic, nu mai beau, dar nu te crezi, nu mai beau. Și iar am mașina, adică la volan. Dar tu cu maestru ai și o colaborare. Da, tu ți-ai făcut vinul tău în colaborare cu ei. Da, da, și ți-ai scris Diana Balerini acolo. Da. Măi, trebuie să ai o leacă de coaie ca să faci și vinul tău, și brandul tău, și gențele tale. Care tu le faci. Da. Și... Măi, Tatiana, nu merge vorba aici de coaie, cât merge vorba de vise. Ok. Știi? Și de a vrea să faci ceva. Și pe mine nu mă oprește nici naiba, știi? Adică, absolut, nu mă oprește nimeni din ceea ce îmi doresc eu. Nimeni. Hai să începem cu cel mai proaspăt eveniment din viața ta, la care oamenii chiar trag atenția. Din păcate, la asta se atrage atenția cel mai mult. Tu recent ai divorțat. Și Marco, fostul tău soț, a fost la interviuri mai lungi, a vorbit despre asta, pentru că tu, destul de puțin, ți-ai exprimat partea ta de dreptate, pentru că noi știm amândouă și toți cei care se uită la noi, că ambii, într-un divorț, într-un cuplu, au dreptatea lor și părerea lor. E ca tu azi să ai posibilitatea să-ți pui dreptatea ta sau... perspectiva din care vezi tu lucrurile în acest divorț. Pentru că oamenilor le interesant de ce Diana Balerini, din punctul ei de vedere, a divorțat. În general, încă nu e clar cine a inițiat. El a râs când a fost întrebat la Dorin Galben cine a inițiat. Până la urmă n-am înțeles. El a zis, tu zici că tu, el zici că el. Până la urmă, cine a inițiat? Tu. Eu. Și el zice, eu. Uite, o să fiu foarte sinceră, nu prea vreau să discut despre acest subiect, pentru că deja face parte din trecut. Serios? Așa de rapid a trecut? Gata? Oamenii suferă ani de zile după... Nu, eu nu sufer deloc, nici n-am suferit absolut deloc, deși toată lumea crede că eu sufer și astăzi. Chiar deloc sunt foarte bine, mai bine decât bine. A fost un divorț foarte calm, aș spune eu. Ceea ce a declarat el este declarația lui, ceea ce știu eu. Important că sunt martori la ceea ce a fost și... La ce te referi că sunt martori? Că mi-au scris fetele de la SP după ce a declarat el ce a declarat, zice Diana, de ce el spune că a inițiat el divorțul dacă tu ai venit... Noi ne-am dus împreună, dar eu am fost cea, să spun așa, cu... sabia în mână și am zis că hai, știi, că vreau să divorțez. Eu, sincer, am stat o lună de zile cât îți dă acest termen de gândire legal. Noi n-am avut de împărțit nimic pentru că am avut un contract matrimonial, doar copilul era clar din start că rămâne cu mine, adică cu ambii. Eu nu am pus condiții că trebuie să stea atâta clar cu mine, o să-i fac un program, cum se face de obicei. Eu am zis că nu, copilul va alege cu cine vrea să stea în toată ziua sau în weekend sau în vacanță, adică nu vreau absolut să traumez copilul din punctul nostru de vedere, adică din problemele noastre, știi? Și așa am decis
Și m-am gândit doar în acea lună să nu dea el înapoi, pentru că simțeam undeva că el parcă ar trage înapoi. Atunci am zis că poate apare cineva în viața lui și nu-l mai fac, adică nu mai dă înapoi, știi? Și am așteptat acel divorț cu sufletul la gură. S-a întâmplat. Ce s-a întâmplat după știe toată lumea. Și acum suntem bine, mersi. Chiar ne-am văzut alaltă seară, ne-am sărutat braz, ne-am salutat. Suntem niște oameni normali. Suntem părinții unui copil extraordinar. Și eu nu văd de ce să ne mai, știi cum, spălăm rufele în public. Că nici nu avem ce spăla, știi? Că noi nu am avut povești în timpul căsătoriei, nu ne-am certat niciodată. La noi a fost totul pașnic. Doar că am ajuns eu într-un moment că nu mă mai simțeam bine. Adică eu am crescut, am evoluat, nu m-a mai motivat acest bărbat, nu m-a mai încărcat de energie, nu m-a mai inspirat, nu m-a mai nimic, știi? Și am zis că de ce să mă mai întind atât? Chiar când am fost acum 2 ani la Dorin Galben, chiar fix 2 ani acum sunt de când am fost la Dorin Galben, cine a înțeles atunci deja că va urma un divorț. Dă să-ți spun în 3 cuvinte cum a fost toată această căsătorie. Eu eram după un divorț foarte proaspăt. Trebuia să-mi schimb actele din numele fostului soț, că, mă rog, el mereu mă amenința, chestii de genul. Și am zis, hai să mi le schimb. Și eram cu Marco împreună de câteva luni. Și eu îi zic lui, cetățenie română, o groază de acte. Și el îmi zice atunci, băi, uite, Diana Balerini sună foarte bine. Hai să ne căsătorim, îți dau numele meu și după asta vedem, fie ce-o fi, știi? Noi eram aveam emoții unul pentru altul, era foarte ok, noi locuiam împreună la el acasă, tot ok. Și am zis că tu ești sigur, eu îi zic lui, da. Mai ales că primul divorț a fost foarte ușor, adică n-am avut ce împărți, n-am avut nimic. Și el zice, da. Am sunat la ambasada din Bolonia, consulatul din Bolonia în Italia, Moldovei. Am cerut o cerere, a fost un pic problematic, dar imposibil, nu? Ne-am dus, nimeni nu știa de lucrul ăsta, că noi ne căsătorim. Așa am zis, hai să nu spunem nimănui, pentru că, na, să vedem pe urmă. Și am făcut această căsătorie. După am mai stat 6 luni, eu am revenit în Moldova, am mai stat aici, am început să mă simt foarte bine aici, acolo nu mă simțeam bine și eu i-am spus lui, Marco, eu nu știu ce o să fie, dar eu în Italia nu mai vin, pentru că eu nu mai sunt bine acolo. Și el a început să vină el încoace. Dar era o relație oricare între voi. Da, evident. Nu era un căsătorie fake? Nu, absolut. Pe acte doar și atât? Absolut, absolut. Doar că noi ne-am căsătorit foarte repede pentru acele acte. Eu am venit în Moldova să-mi perfectez toate actele și el a venit aici. Noi după 6 luni ne-am căsătorit religios la noi la catedrală. Am făcut o mică sărbătoare, părinții lui au venit aici, părinții mei s-au cunoscut atunci, adică și am zis, hai să mergem mai departe. Dacă merge tot bine, tot bine. După 3 ani eu am rămas însărcinată. El nu-și dorea copii. El mi-a zis că eu dacă aș fi dorit copii, făceam și din prima căsătorie, că el a mai fost căsătorit, știi? Și eu am zis că hai să încercăm. Dacă o fi, înseamnă că trebuie să fie. Dacă nu, nu. Și el era cam sceptic la acest subiect și eu îi zic lui, Marco, tu ai o vârstă. Oricum, sora ta nu are copii, tu nu ai copii, părinții tăi ar vrea un nepot. Da, știi? Și mai ales că eu vreau foarte mult o fetiță. Și el, bine, știi? Și am încercat noi prima sarcină, eu am pierdut la 12 luni. La 12 săptămâni, sorry. Okay. Și asta a fost în octombrie pierderea mea. După asta, urmat în ianuarie, au venit finii mei și ne-au cerut din naș. Și cineva mi-a zis că, uite, Diana, dacă ai pierdut o sarcină, ar trebui să-ți faci o pomană, știi? Adică să cununi, să botezi, să ceva de genul ăsta ca, știi, mă rog, știi cum la noi. Ok, da, mi se pare absolut normal. Obiceiuri din astea. Și eu îi zic lui, uite, iată, așa, 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 și el zice, hai să facem, știi? Și am fost nași mari și după o săptămână de ce am cununat cuplul ăsta, finii mei, pe care îi iubesc foarte mult, am aflat că sunt însărcinată a doua oară. Și ne-a luat prin surprindere, dacă să fiu sincer și zic, uite, Dumnezeu a văzut că am făcut pomană, am acceptat să facem această pomană cum ar veni, uite că ne-a auzit și am aflat că este fetiță, eram... Asta 9 ani în urmă, pentru că ulterior s-a născut și acum fetița are 8 ani.
Eu eram mega fericită, zic că în sfârșit o să am și eu o fetiță, știi? Și a început și lui să-i placă ideea asta, știi? Că, mai ales când s-a născut, el s-a topit. Și socrii mei erau mega fericiți. Parcă le-am dat viață, știi, cu toată povestea asta. Și am mers mai departe. Adică viața de la sine a mers. Nu că cineva spunea că m-am căsătorit cu el din interes. Absolut nu. Că eu după căsătorie, imediat am făcut un contract matrimonial. N-am vrut să apară zbonuri de genul că nu știu ce. Am făcut un contract matrimonial. Ce e al meu, e al meu. Ce e al tău, e al tău. Și... L-ai iubit, Diana? Da, sigur. Absolut. Absolut. Că nu poți stai cu un om... Ce o distrus această dragoste? Se zice că unde este orgoliu, nu mai este iubire. Da, nu și este... el a pomenit acest cuvânt, orgoliu, eu nu atunci am... în interviul lui Dorin Galben. Eu îți spun și ție încă o dată, eu nu am privit interviurile lui niciodată. Păi îți spun eu, că eu l-am privit. Ok. Eu nu sunt de felul meu orgolioasă deloc și nu știu el. Dar ce a distrus dragostea? A fost un singur moment, pac, nu. În s-a timp. S-a urmat în timp. Pentru că tu ești destul de sincer și spui tot în da, față. Da, exact. Comunicarea asta, uneori, el spunea că sunt prea direct și prea, nu știu cum, vreau prea multe, știi? Trebuie să am un pic de măsură, știi? Și chestia asta pe mine mă doboară când îmi pune cineva limite, știi? Și atunci când, mai ales un bărbat, îți pune niște limite, gata, pentru mine îmi tai picioarele, cum ar veni. Și cât timp ați stat împreună? Ca soțul și soția? 10 ani. Noi trebuia să facem pe 24 iulie 10 ani de căsătorie, dar pe 11 am primit actul de divorț. My God! Da! Trece un pic, ori așa, ori... Aha, ca să okay. Fie... Mm-hmm. 10 ani, este. Da. O perioadă bună din viață. Uite, a fost o perioadă frumoasă. Frumoasă și nefrumoasă, știi cum. Dacă aș fi să fac un total, mai mult, știi, mai ales ultimii ani, a fost foarte trist, știi, pentru mine căsătoria asta. A fost plictisitoare. Plictisitoare pentru mine. Adică, noi n-am fost niciodată în vacanță împreună în 10 ani. De ce? Multe alte momente. Pentru că nu era momentul pentru el niciodată, știi? Și atunci am zis că, ok, înseamnă că nu mai merge. Era geloasă? Nu. El era gelos? Nu. Noi am spus, noi am avut o relație foarte ok. Da, cu foarte, în rutină. În rutină, exact. Dimineață, seară, chestii de genul ăsta. Dar eu nu sunt omul care să stau într-o rutină, știi? Deja, știi cum era prea plictisitor pentru mine. Eu nu mai aveam energie, eu nu mai aveam inspirație, eu nu mai aveam dorință de a face ceva. Și eu, dacă eu nu am asta, pe mine mă omori. Cu asta. Mă sting, știi? Mă sting. Dar când ai înțeles că începi să te stingi? După câți ani? 10 ani de relație? Iată, în a câtelea an? Cam vreo 3 ani în urmă. Deci după 7 ani de relație, tu da. Ai înțeles că începi să te stingi? Da. Da. Te găsești cineva între timp? Toată lumea este curioasă. Eu cred că o femeie care a stat într-o relație în care s-a plictisit, ea are nevoie de asta și conștient, inconștient, ea se duce în brațele unuia care o să strângă mai cu foc. Nu e chiar așa. Anterior. Știi de ce îți spun că nu? Pentru că după primul divorț eu trebuia să fac o pauză. Nu trebuia să mă arunc în altă relație. Dar care a fost treaba? Eu aveam frică de a nu rămâne singură, știi? Okay. Cu un copil, să rămân singură, ce fac, panică. Și de asta am făcut pasul ăsta. Dar acum, nu, n-aș face niciodată. Acum eu aș avea pretenții de la un bărbat. Dacă atât de tare m-am, știi, pot sta singură, că acum fiecare fleac mă deranjează de la un bărbat. Fiecare. De asta e bine să ne mărtăm de vreme. Dar nu, mai bine deloc. Eu sunt foarte, foarte, foarte bine așa. Uite, sunt deja cât 7 luni. De fapt, mai mult, că noi ne-am despărțit în aprilie. Practic, noi am stat în camere da, separate. N-ați făcut public. Dar nu era public pentru că am așteptat niște chestii cu Iris, mă rog. Și socoatea, acuși în aprilie o să fie un an de zile de când noi nu mai suntem un cuplu.
noi am stat într-o casă, dar în camere separate, era momente când nici nu ne vedeam, stăteam într-o casă, dar nu ne vedeam, știi, eu vineam târziu sau el pleca de vreme și nu aveam ocazia să ne vedem la ochi. Deci la voi nu doar relația a fost lentă, chiar și separarea a fost lentă, da, și nu a fost brusc. Nu, că m-a spus dimineața și hai, nu știu ce. Și atunci când e brusc, tu începi să te uiți la dânsul. Mm. El nu, suferă. Nu. Eu, și el nu suferă. Nu. Eu vreau că el suferă. Nu, leacă, nu, n-am vrut să suferi deloc, absolut. Nu, dar inconștient acolo, noi știm despre, la general vorbind, într-o relație, când se despart, dar este partea asta că femeia sau bărbat suite, de eu te la dânsul și de fericită, știi? Și tu... Eu nu am vrut deloc să suferi, absolut. I-am dorit, m-am rugat să-și găsească pe cineva ca să nu sufere, pentru că bărbații suferă de obicei mai mult decât femeile, știi? Chiar dacă ei nu arată asta. Și atunci automat se aruncă în altă relație, că ei nu pot sta singuri. Și eu am rugat, zic, Doamne, te rog, dă-i pe cineva ca să mă lase pe mine în pace, că de obicei bărbații după asta încă îți mai fac cap pătrat. Dar eu am fost la mine foarte ușor. Foarte deci tu, practic, nici nu regreți această relație? Nu. Ce te-a învățat Marco de-a lungul acestei căsnicii de 10 ani? Sau ce ai învățat de la dânsul, nu neapărat ce te-a învățat el, știi? Hai să luăm cu binele. Să vorbim de bine. Dar nu vreau să luăm... Păi eu asta și zic, mie mi se pare, și apropo, am să-ți fac un compliment și mi se pare absolut peste medie de inteligență și înțelepciune să nu-ți vorbești fost sos de rău, pentru că dacă o iei într-o perspectivă, tu pe tine te vorbești de rău, că tu ți le-ai ales. Exact. Trebuie să ai grijă cum îți vorbești fost soț, nu de tine zic, da? Ca femeie proaspăt divorțată, înțelegi? Da. El, mie mi-a plăcut foarte mult că el este foarte educat. Mi-a plăcut foarte mult, știi, să spun așa, chestia asta chiar poate și e rău să fii tăcut, să taci, știi? El foarte mult tăcea. Avea de suferit. În sensul că în detrimentul lui, el înghiță. Da, dar faptul, dar nu este ok când taci, știi? Te chinui singur pe tine, știi? Adică, dar nu cu mine, în general, cu oamenii din jurul lui, știi? Chiar și în lucru, multe ori era tăcut. Și eu spune, Marco, dar duci și spune, baci cum numai, spune, știi? De ce taci? De ce taci, știi? Mă rog, oamenii sunt așa, sunt oameni diferiți, știi? Eu am înțeles până la urmă că el este așa și nu poți să-l schimbi, știi? Adică nu poți să-i bagi omului pe gât, știi? Dar rest, nu știu ce am învățat. Chiar nu știu. Altceva nu. El este tatăl copilului meu și atât. Până astăzi, el este tatăl copilului meu. Și va fi în continuare. Și va fi în continuare, exact. Copilul e suficient de mare să înțeleagă că, da, indiferent dacă tu o să te recăsătorești, o să fii Marco tatăl fetiței tale în continuare. Sigur. Ea are 8 ani acum. Da. Sigur. Cred că lumea se așteaptă, măian, să zici ceva de rău, dar nu am să taci spun. Pe nimic, pe cineva. Înțelegi? Nu m-a bătut. Spun așa, noi nu am avut scandal, nu? Cineva mi-a scris prin comentarii, mi-a trimis fetele, știi, screenshot-uri. Ce-o cătat și asta? Că nu a bătut-o, nu a înșelat-o, nu așa, și mai caut, mâncare-i fășea. Nu, pentru mine asta era puțin. Înțelegi? Dar au fost momente în care să ai dubii că vrei să te desparzi el. Oare nu o să-mi pară rău? Nu! Nu. Eu am impresia că majoritatea oamenilor care dau la divorț, anume cu inițiativa lor, ei se gândesc, păi da, eu n-am să regret asta. Nu. Eu te-ai întrebat vreodată asta? Nu! Erai sigur? Da, eram foarte sigur. Da. Nu, n-am avut așa întrebări, dubii, nu, absolut. Eu dubii aveam în privința lui ca să nu se duc să anuleze. Că el mi-a scris după divorț că puteai atunci când am mers la divorț să mergi pe lângă ASP și să mergem la crem de la crem, să bem o cafea împreună, să nu mai ducem actele, știi? Și eu... De ce n-ai mers tu? Ești bărbat. N-ai luat tu inițiativa. Să-mi arăți că, băi, hai să mai încercăm. Te-ai pus în locul lui? Să mă pun în locul lui? Da, așa, ipotetic, să te pui în locul lui. Ce ai fi făcut tu? Eu, la ce aveam eu în cap, eu n-aveam să dau înapoi. Eu. Dar ca el... În ce sens nu dai înapoi? Adică eu nu sunt omul care merg și se dau înapoi în pas, știi? Adică nu ai fi acceptat de acest divorț? Ai fi rugat-o pe soția ta, hai să mai încercăm o dată? Sau? Nu. Eu n-aveam să cer încă o dată. Ce ai fi făcut tu în locul lui Marco? E cam așa situație. Adică tu ai fi acceptat situația. Fix așa ce-a făcut el. Da. Deci, pentru că eu totdeauna spun, atât timp cât s-a discutat acest subiect, el odată și odată o să se întâmple.
Și de ce să mai întindem noi tot povestea asta, iurea, să ne pierdem timpul ambii, știi? Când am putea fi fericiți separat. Eu am înțeles că cel mai bine stau singură. Sincer, eu acum sunt, iată, jumătate de an, de când, mai mult, hai să spunem un an, în aprilie, de când eu sunt singură în casă, singură cu gândurile mele, sunt foarte, foarte bine. Viața mea nu s-a schimbat absolut deloc decât prezența lui în casa mea. Eu am trăit și până la el, cu el în casă, așa am trăit, dar acum este și mai bine. Că eu nu am cu cine să... Știi? Câteodată îl vezi tăcut și te gândești, băi, ce-am mai făcut, am, știi? Okay. Dar așa, eu plec acasă. Acum nu mă poate scoate lumea din casă. Înainte nu vroiam să mă duc acasă, dar acum nu mă poate scoate lumea din casă. Deci divorțul a venit ca o eliberare? Da. Da. Eu eram liberă, dar și mai liberă acum sunt. Da. Sunt foarte bine. Ok. Partea sexuală lipsește de un an de zile în viața ta? Da. Deci tu n-ai făcut sex de un an? Cu și un an. Ok. Deși toată lumea crede că eu îi schimb ca pe cerafi. Ca să eu sunt foarte selectivă. Foarte selectivă la bărbați. Foarte. Foarte. Acum foarte. Și ziceam, chiar mai dăunez vorbeam cu cineva, zic că în casa mea, unde dorm cu copilul meu, în patul cu copilul meu, nu vă calca niciodată niciun bărbat. Niciodată. Dacă se va întâmpla, se va întâmpla în afara casei tale. Exact. În casa mea, asta e, știi cum, dacă un bărbat vine la tine în casă și doarme la tine în casă, e, pentru mine el nu e bărbat. Este o comoditate. Dar eu nu vreau o comoditate. Eu vreau un bărbat care să zică, hotele sunt multe și nu în Chișinău, automat, că nu o să mă duc în Chișinău, că mă știe toată lumea. Dar știi, așa, acum când mă invită cineva la o cafea, eu spun din start, la Paris. Dacă mă duci la o cafea la Paris, merg. Dacă nu, atunci mulțumesc, cafea în Chișinău pot să o beau și singură. De exemplu. Și la Paris pot să o beau și singură, dar să zicem așa, ipotetic. E adevărat că bărbații suntem de femeile puternice. Da, eu am avut un bărbat care mi-a recunoscut asta. Doi. Doi bărbați. Și posibil că ei sunt deștepți. Absolut. Tare puternici. Absolut. Dar când vin în fața ta, da, se intimidează, da, și creierul lor se blochează, ei devin proști, adică exact, par proști în fața. Exact. Din punctul tău de vedere, tu îi vezi ca niște așa. Exact. Și eu tu nu avut, poți să-ți găsești. Eu am avut așa două situații. Trebuie să le ieși mai moale cu puternicia asta, dar dacă nu, vrei eu să găsești. Dar nu. Eu cred, Tatiana, eu cred că cel care o să fie, o să mă găsească singur. Nu trebuie să-l caut eu, știi? Dar am avut așa o situație că mi-a zis că, băi, eu nu știu cu ce să te uimesc pe tine, sincer. Un bărbat potent financiar, care ar putea să mă duc pe lună, știi? Să-mi ofere orice în lumea asta. Stă cu cercei cu diamante în safie, mi-a cumpărat cadou și eu n-am vrut să-i accept. Cadou, cadou. Și am zis că nu, nu, nu. Nu. Și el se teme. Și mi-a zis, într-un final mi-a zis, uite, Diana, o să-ți spun sincer, eu în fața ta mă simt un copil de 17 ani care mă blochez și nu știu ce să spun. Dar eu totdeauna spun așa, cel care o să fie, o să fie. Dacă nu o să fie, eu nu am nicio problemă. Eu stau foarte bine așa. Foarte bine. O să fiu sinceră. De ce să mint dacă am oameni care sunt în jurul meu zi de zi și ei știu foarte bine cum sunt eu? Partener general OTP Bank. Mine m-a uimit un pic și am văzut cu oamenii foarte tare te-au criticat atunci când tu ai vorbit despre faptul că ai fost foarte ok ca fiul tău să se ducă de acasă la 12 ani, dar foarte abrupt cumva în declarații și ai spus, dacă ai ales acolo, tu înapoi nu te întoarci. Și eu m-am gândit un pic la declarațiile tale. Uh-huh. Și dacă ar fi să fiu de acord cu tine, atunci argumentul ar fi, pe care tu nu l-ai spus, apropo, sau poate l-ai spus în altă parte, pentru că un copil de 12 ani știe să manipuleze în sensul în care s-a certat cu tata, că tata nu i-a cumpărat mașinică de care a vrut, uh-huh, dar eu mă duc la mama și s-a răzgândit după care, adică cumva manipularea lor în detrimentul tot al lor pe viitor și a părinților, evident. Deci copiii pot manipula așa. Sunt o grămadă de adulți care, când erau copii, se duceau de la mama la tata, azi m-am certat cu mama, nu respect deloc, tata îmi trimite $100 din Spania. Mâine mă sfedesc cu tata și mama îmi trimite din Irlanda alt 200 de euro, știi? Și ping-pong când la mama, când la tata, știi ce zic? Da. Adică argumentul pentru mine este ar fi ca să nu-și permită să manipuleze, dar să devină un
adult sănătos, să știe că alegerea lui este responsabilitatea lui, uh-huh, și cumva dacă aș ține cu tine în sensul ăsta sau dacă ți-aș susține decizia, aș spune argumentul ăsta. La tine care a fost argumentul? Da, m-au criticat foarte mult lume, dar lumea n-a înțeles ce am spus eu. Asta e problema cea mai mare. Că el când a decis, el a mai făcut treaba asta când era în Moldova. A venit într-o zi și mi-a zis că eu vreau să stau la tată. Ok. Că îmbla la ce școală, tatălui era aici, îmbla la școală, nu, n-am schimbat nimic, doar că s-a dus la tatălui să stea la Ciocană. Eu stăteam la Buicani, dar venea la școală în centru. Ok. Ok. A stat 2 luni. După asta a venit înapoi. A zis că nu mai vreau să stau la tata, bla, bla, bla. Zic, ok. Când peste un an de zile a venit și mi-a zis, în decembrie, mi-a zis că eu, dar el deja plecase psihotare cu soția, cu copiii, plecase psihotare în Italia. Fost, da, tatălui. Da. Și mi-a zis că eu vreau să plec la tata în Italia să învăț acolo. Perfect. Dar i-am zis, uite, Gabi, tu te duci, dar înapoi cale nu mai există. Cale există doar vii în vacanță la mine. Ne vedem în Italia, vii în vacanță în Moldova. Dar cale că tu te duci acolo, stai jumătate de an la școală și iar vin înapoi aici la școală, asta o să-ți fii ții în primul rând foarte greu. Adaptează-te acolo, iar vin înapoi. Anii difer acolo de școală, știi? Nu, nu, eu mă duc, tot ok. Și am zis, până nu termin școala acolo, înapoi drum nu mai există. Eu nu i-am spus, o știi, că nu te mai vreau cu copil, nu știu ce, lumea așa a înțeles, lumea nebună, sincer. Dar la mine n-a fost asta. Eu mă duc câte ori am posibilitatea să mă duc să-l văd, eu mă duc și-l văd. Chiar l-am văzut acum în noiembrie. El vine la vară aici. Adică eu mă străduc să-l văd măcar de 3 ori pe an, dar comunicăm în fiecare zi pe WhatsApp. Adică ne scriem, el îmi cere sfaturi, eu îi spun așa. Dacă, și cum i-a spus și fostul lui soț, adică eu l-am întreținut singură până la 12 ani, de aici până la 18 te ocupi tu de el. Cum nu m-ai ajutat tu, așa nu-ți dau eu. Eu când mă văd cu el, eu îi dau 300, 400, 500, îi cumpăr haine, de cât pot eu, știi? Sau ce vrea el. Păi după primul divorț, nu a fost că să-l dai la alimente? El este, da, dar nu m-a echitat niciodată. Și am zis că să mă duc acum să scot toată treaba asta, că nu mai are sens, știi? Dar cu Marco ai făcut asta nu, alimente? Nu. Asta, atunci când am divorțat, avocata, hai să facem. Hai să facem, dar acum am zis că să mă duc să scot toată treaba asta, nebunia asta, pentru că dacă atât timp cât stă cu el, nu mai are sens, știi, să facem chestia asta. Știi că am impresia că parcă mi-ar plăti mie. Nu, tot pentru copilul tău pui, știi? Dar am zis că să mă duc să scot și asta de la executorul judecătoresc. Băi, o să fiu sincer, eu am suferit foarte mult, dar sufeream din cauza că aveam frica că să nu vin înapoi și iar să chinui el și să mă chinui și eu și să chinui și toată lumea, știi? Acolo eu aveam frica asta, dar ca orice mamă. Dar era născută deja fetița. Da. Și îți dai seama că vine sentimentul de vinovăție ca mamă și vrei să zici că nu-l ai. Că uite, cu fetița stau, dar cu dânsul nu, sau este chestia asta. Știi, dar după 12 ani băieții, dar sunt mari, au nevoie de libertate, de independență. Eu cu el am fost foarte severă. Dar de ce severă? Pentru că pentru mine e important un bărbat să fie educat. Știi? Mm-hmm. Cu fata tot sunt sever, dar într-un alt mod deja. Că am învățat. El a prins un pic, nu spun eu ură, dar faptul că la tatălui cât era aici, avea libertate. Acum deja și acolo este severitatea asta, știi? Mm-hmm. Dar el acum e mare și conștientizează, știi foarte bine că e în detrimentul lui să fie așa, știi? Deja are 15 ani, nu mai este un copil de 12 ani, știi? Și acum înțelege foarte bine când taicu-i spune că nu ai voie noaptea, e clar că de ce nu ai voie, știi? El mai spune chestii de gen, știi, cu uite, nu dă voie sau chestii de gen. Și zic, tu trebuie să înțelegi. Să jelui. Da. Tata. Trebuie să înțelegi că tu nu ai 18 ani. Când ai să ai 18 ani, să faci ce vrei. Mai rabdă. Mai înghite. Cum, și eu am fost, și tatăl tău a fost, și mulți alții. Noi ca tine am fost, tu ca noi încă nu. Înseamnă că trebuie să mai aștepți. Îi explic foarte multe lucruri, adică sunt mereu alături, el mereu îmi scrie, uite mami ce fac, uite așa, uite ce părere ai. Adică noi comunicăm foarte. Mai ai lăsat impresia că voi sunteți certați și reci, abia de vă salutați. Dar m-am uitat la interviurile anterior, chiar, adică s-a lăsat asta. Absolut, păi am pus postări cu el, că am fost în vacanță, ne ducem, ne vedem, adică nu, deloc nu e așa. Noi vrem la ați foarte frumoasă. El multe ori îmi spune, știi, așa, îmi place de tine, tu ești așa o mamă cool. Da, pentru că eu mă dau mintea lui, știi? Da, chiar acum când am fost recent în Italia și ne-am văzut o zi, am blat împreună.
hai, ce mâncăm? Hai sushi, hai să mâncăm sushi, hai să facem asta, tu ce vrei să faci? Hai asta. Hai, mami, hai și asta, hai și eu asta, știi? Adică, sau când am fost vara la mare, ca bici, beam câte un aperol împreună și el să uită așa la minte. Dar eu vreau să-ți cer, dar mi-era rușine. Bei cu mine alături, adică să te duci să beai cu băieții și să nu știi ce-i cu tine, știi? Uite, eu te servesc, știi? Și el așa era, hai, ce-mi place de tine. Ok, da. Foarte faină chestia asta. Da, apropo. Sau îi ziceam, zic, Gabi, dar fumez? Dar el, nu, mami, nu. Gabi, dacă trebuie, mami îți dă, îți cumpără, de fața mea. Dar să nu te duci să faci prostii pe undeva, să fumezi altceva. Ai grijă, te rog frumos, între un darabele, în prostii. Nu, mami, stai liniștit. Zic, nu, faptul este că fostul meu soț are deja o familie. Și am zis, Gabi, nu vreau să creez probleme, știi? Stea oamenii liniștiți, mai ales, știi, au copiii lor deja, nu vreau să, știi, cumva să faci o ceartă între ei, să certe din cauza ta. Te rog, mai rabdă încă 3 ani. Eu îl rog foarte mult la chestia asta, adică nu fă probleme între ei doi. Dacă tu vezi că creezi probleme între ei doi, spune-mi, te rog, mie. Eu totdeauna am pus niște limite, dar limite frumos. Și copiii mei sunt foarte, foarte educați. Asta nu o spun eu, dar o spun oamenii din jurul meu și profesorii, învățătorii de la școală. Și atât timp cât îmi spun învățătorii de la școală de lucru ăsta, eu mi-am atins scopul și eu mi-am făcut rolul de mamă foarte bine. Restul ce spune lumea pentru mine chiar nu contează. Dar cum te-ai schimbat atunci când ai devenit mamă? Maternitatea te-a schimbat? Sau nu? Măi, nu m-a schimbat, sincer. Eu totdeauna am văzut copiii mei ca niște prieteni, știi? Nu am fost mămoasă, știi? Vai de mine, nu pot fără copii, că eu când aud lumea câmblă cu copiii sarmanii târâi peste tot, că ei nu pot trăi fără dânși, că nu pot să duc în vacanță fără dânși. Dar copiii ăștia tot au nevoie de o gură de aer, știi? Ok. Și eu, mai ales acum cu Gabi, noi suntem prieteni. Eu câteodată când îmi spune mamă, zic, stai, eu? Eu sunt mama ta? Dar eram într-o zi cu el într-un mall în Italia, știi? Și eu eram cu chipiu, eram îmbrăcat așa, mai leger. Și alegeam ceva din călțat și vânzătorul întreabă, zice, da, surorii tale place, știi? Și el se uită așa la mine. Sorare, soră. Da, da, sorela, dar eu mă uit la el. Și... E bine. S-a spus că ești cool. Da. Și asta mă bucur foarte mult, adică, știi, că el nu are bariera asta între mine ca părinți, știi? Îmi spune tot. Noi suntem părinții pe care ne-am fi dorit să-i avem. Da, da, eu sunt așa. Tu ți-ai fi dorit libertate și o mamă? Da. Ai avut-o? Cu mama, da, dar cu tata nu prea. Tata mereu a fost sever, știi? Da, dar eu cu ei totdeauna și cu Iris tot așa. Iris, hai, cine bunii mei facem asta? Hai. Primeai complimente vreodată de la părinții tăi? De la tata, de exemplu? Doar cât eram la școală, bravo. Atât. Ah. I-am învățat foarte bine. Și dacă nu erai, nu mai primeai nimic. Pedeapsă, știi? Dar nu m-au bătut. Nu. Da. Adică nu-mi dădeau voie să fac asta sau asta sau asta, știi, că, mă rog. Activezi în sectorul bugetar sau într-o instituție publică? Alege să primești salariul la OTP Bank. Cu noile pachete funcționar, primești un card Visa Gold sau Platinum, notificări SMS gratuite la fiecare tranzacție, OTP Internet și Mobile Banking, 200 lei bonus la aderare, dobândă garantată la cont de până la 2% și cea mai avantajoasă rată la creditele de consum de 9,99% anual. Solicită pachetele funcționar simplu și rapid prin apel la 022 812300 dacă ești client OTP Bank sau vino în cea mai apropiată sucursală. Descoperă toate avantajele pachetelor funcționar pe otpbank.md. Prima temă pe care mă gândeam să o abordez cu tine mi s-a părut interesant că în ultimul timp am avut discuții cu multe femei. Uh-huh. Și când am ajuns la anumite sincerități, una dintre sincerități era că și în care multe femei s-au regăsit, e că ele ascund prețul real la cât costă părul, la unghii, în fața soțului. Oi, eu știu așa oameni, știu așa femei, fetele, știu și bărbat. Știi ce-a spus? Eu fac asta constant și foarte multe femei ne-au recunoscut asta. Eu vreau să-ți spun că atunci când tu te temi de o reacție, tu mai bine ascunzi. Respectiv, multe femei o să regăsească în chestia asta. Cât costă unghiile? Ei 200 de lei, dar ei le dau 400. Sau 600. Sau 600. Cât costă vopsitul părului? Și noi știm că costă de la 1000 în sus. Ei câteva sute de lei? Și
și ele suferă în această singurătate a lor, pentru că tu, în minciuna asta, ești singură. Tu trebuie să te descurci singură, tu nu mai ai bărbatul alături și în afară de fapt că tu ți-i îți faci rău ca femeie, tu îi faci și lui rău că tu-l minți. Mi se pare interesant de abordat subiectul ăsta. Tu știi așa femeie. Da. Tu ai făcut vreodată asta față de... Niciodată. Dar știi despre ce vorbeasc. Da, sigur. Nu este o chestie străină pentru tine. Nu, absolut. Eu niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Niciodată. Mai ales în căsătorie cu Marco, în general, nici n-am discutat așa subiect, pentru că eu totdeauna mi-am făcut banii mei și n-am avut cui da raport. Da. Fost soț tot așa, adică niciodată n-am spus asta. Niciodată. Cum adică? Dar eu ce-s? Sluga ta? Ca să... Nu, eu nu percep lucrul ăsta. Eu am avut un caz și la magazin, a venit o doamnă și a zis că, Diana, poți să-mi faci, te rog, două bonuri? Și eu... What? De ce? Că să mă duc acasă, nu arăt că am dat pe ei 1200, dar să-mi dau că am dat 600. Și eu zic, și chiar am așezat și zic, stai să-ți fac o cafea. Stai să treci niște terapii. Nu terapii. Și zic, dacă vrei să vorbești cu cineva care nu-ți cunoaște povestea și care vorbește, descarcă-te. Mm-hmm. Eu am timp. Dacă femeile astea consideră că le fac lor un bine sau că le fac la bărbați un bine nepunându-i în stres, se tem de ei. Se tem. Dar eu îi spun, cum i-am spus și doamne, zic, da, dar dumneavoastră, pentru cine vă gătiți, să spun așa, sau chiar și oricare femeie care face lucrul ăsta, o face tot pentru ea, în primul rând, și pentru bărbatul de alături. Când ieși undeva la o petrecere, undeva, el simte cu coș cum ar veni, că ia uite, a mea e gătit, chitită, dar el, toată treaba asta are un preț. Da, dar el zice acasă că și trebuie să-i fă-ți singură niște unghii, eu te-ți cumpăr eu și mașină de șei de laminat, de tot, fă-ți acasă. Nu mai este. Cum? Cum să le explicăm? Dar asta e o plăcere, când femeie îți duci la salon, sunt femeie. Nu, asta eu știu. Dar iată, cum să abordăm? Să-i explici lui. Explicat lui. Dar să trăiești așa o viață eu niciodată. Nu, nu, eu fug. Dacă știi câte femei, Diana. Știu, dar eu știu, draga mea, eu știu. Eu știu, eu cunosc. Doar nu vine asta din educația noastră, pentru că noi am fost crescute, părinții poate mai puțin, dar bunelele, tu cu banii tăi să-i pui deoparte, să mai strângi, să nu-i spui lui chiar tăt și să spui bani deoparte. Eu n-am pus bani deoparte niciodată. Dar știi ce zic educația da, de asta? Da, știu. Păi de asta știi, spun. Bunica nu-ți spune, ei, pune acolo deoparte, nu știi el chiar tăt. Bunica și mea... tu să nu știi, și tu ai crescut cu vocea asta de mititică, da. Că și crești mare și ai 30-40 de ani și tu te gândești, mai dă spun ceva deoparte, el nu știe. Și faci asta din relații? E o minciună. O distrugi relația. Da, și e o minciună. Trăiești într-o minciună toată viața. Și cu cât ai intrat în... Asta e un lanț. Uh-huh. Dacă tu ai spus una... Merge cu următoarea. Dacă următoarea, tu trebuie de-am să o zici. Da. Nu, asta e tu trăiești viața ta într-o minciună. Dar pentru ce? Da, știu foarte multe femei care rabdă așa. Rabdă. Eu cunosc foarte multe femei. Știi câte mesaje primesc de genul ăsta? Așa de tare mi-aș dori și eu să mă duc la salon ca tine, să-mi fac masaj, să-mi fac părul, să-mi fac unghiile atât de des, să-mi fac gene, să-mi cos și eu haine. Dar nu pot. De ce nu poți? Dacă eu am putut, tu tot poți. Eu nu m-am născut bogat, eu nu m-am căsătorit cu bărbați bogați niciodată. Eu niciodată n-am avut acasă un sertar să deschid sertarul și să-mi iau 1000 de euro să mă duc să mă îmbrac. Niciodată n-am avut asta. Niciodată. Deși lumea crede că eu m-am măritat cu italian și cu tine, el pe dânsa, a făcut-o, i-a dat. Despre ce vorbim? Eu am credite din 1 milion. Despre ce vorbim noi? Ai credite, Diana? Eu credeam că tu ești plin de bani. Tăniuș, am credite 1 milion de lei la bancă. Despre ce vorbim noi? Dar dacă cine nu are și mai bogați oameni au credit? Despre ce vorbim? Și mie nu mi-e rușine să spun asta, dar eu trăiesc așa cum îmi place mie. Pentru că eu știu cu banii ăștia o să-i fac. Dacă știi cum mi-a spus cineva de la bancă? Că eu m-am dus la bancă și mărdeam cu directorul de la bancă și zic, of, doamne, zic, știi, cu milionară, dar în credit. De altceva, Diana, uite, ieși acum pe stradă și cheamă o persoană de pe drum să-i dau eu 1 milion. Tu crezi că eu o să-l dau? Nu o să-l dau, pentru că el trebuie să aibă un bec în spate ca să-i dau eu 1 milion. Dar dacă eu ți l-am dat ție, înseamnă că tu ai becul și eu știu că tu ai să-l faci, tu le-ai făcut milioanele, tu ai să-l faci și să-l dai înapoi într-un an, 2, 3, cât este stipulat în contract. Înțelegi? Înseamnă că eu i-am făcut, că dacă nu-i făceam, nu ți-i dă nimeni. Și banca îți dă
bani fără ca tu să ai un bec, mai ales fârgaș. Da. Înțelegi cum? Și eu am riscat, eu m-am băgat în datorii, m-am băgat până acum, iată, 10 ani, unde am ajuns eu, doar prin credite am făcut lucrul ăsta. Nu mi-a dat nimeni nimic. Nimeni nimic, deși toată lumea credea că eu stau acasă cu safe plin cu bani. Nu este adevărat, oameni buni. Și asta se poate de verificat oriunde. Eu nu vorbesc, nu spun minciuni. Dacă tu ne riscuit, ne piotr maestru. Da, eu totdeauna asta spun. Eu totdeauna am riscat. Totdeauna am spus, stați-o leacă, da, și o să-mi iei capul. Da, eu stau la chirie. Eu nu am casa mea, dar o să o am, curând. Și nu murit nimeni. Dar câți oameni au casa lor, dar sunt nefericiți? Cât femei au casa lor și sunt nefericiți? Că le trăiesc casa ea bărbatului, nu ea lor. O cumpărat-o el, de exemplu, sau o cumpărat-o în credit și sunt nefericiți. Eu prefer să fiu fericită și să plătesc chirii. Știi că să zici că problemele sunt atât de mari precum tu le consideri de mari. Deci, cumva, problemele tale, personale, sunt așa cum tu le percepi. Cum, dacă, uite, tu ai divorțat și tu nu suferi, dar te gândești, asta a fost o perioadă din viața mea, o să mă descurc, sau ai un credit foarte mare, sau stau la chirie la vârsta asta, da, poate ar fi trebuit să am, știi, și intri în panică. Deci, atitudinea ta față de problemă mărește sau micșorează problema, cumva? Exact. Eu n-am nicio problemă. Dar ele sunt, dar eu nu le iau tare. Dar nu, că atât timp cât tu o să mergi pe energie joasă... Intri în panică așa, da, mă credit. Că tu intri în panica aia, în energie joasă, tu mai tare, mai multe probleme să te atragi. Dar eu nu, eu sunt foarte ok. Da, eu am credite. Dar și crezi că companiile mari care sunt prin Chișinău nu au datorii? Oi! Sau care se dau mari businessmen și nu au datorii? Da. Au datorii încă mai mult ca mine, știi? Eu zic totdeauna așa. Dar ei sunt mari businessmen. Și bravo lor, pot. Dar nu datorii cu băncile, clienți. Înțelegi cum? Și apropo că am intrat în partea asta cu energiile. Mm. Ne-ai adus cărți. Da. Cu Diana Balerini, apropo, este îmbrăcat acolo tot roșu. Ce ești acum? Nu, sunt într-un sacou. Da, ce cărțile astea le-am făcut eu. Le-am scris eu pe toate. 52 de cărți. Au o poveste. Ok. Evenimentele mele care eu am făcut până acum. Deci, dă-ți povestesc repede. Da, că eu nu știu nimic despre asta. Da, cât vrem noi. Noi minunii. Acum 2 ani am făcut primul eveniment pe pandemie. Dar cum a început acest eveniment? Că fetele îmi scriau, hai să ne vedem toate la o cafea, hai să ne vedem toate la cafea. Și eu am zis, hai. Dar 2 ani? Da, când era pandemie. Și 3. Ok. Și s-au adunat vreo 50 de fete. Și zic, măi, dar cum să mă organizez? Nu știam absolut nimic. Îmi scrie Veronica Cheltuială la Ticket. Scumpa, te ajut eu, uite, eu îți spun cum să faci și tu nu mă fă. Ok, și am făcut tot chestia asta, am intrat în minus, deși lumea crede că eu am făcut milioane. Toată lumea crede că eu fac milioane. Okay, tu ai făcut un eveniment pentru femei, da, la care summit. Să mai ias femeile, da, în casă. Exact. Și ce ați făcut? Am făcut decor, am făcut furșet, am făcut fotograf, DJ. Adică era un eveniment socializare. Da. Din motivare. Da. De ce? Exact, de motivație. Și eu atunci zic, băi, așa simplu nu vreau. Și am luat niște cărți de joc simple și am încleiat pe ele niște foi și am scris niște fraze pe ele motivaționale. Ok. Dar lor le-am dat cărți curate și câte un pix. Și le-am spus așa în momentul ăla, scriți primul cuvânt care vă vine în minte. Oricare cuvânt, poți fi și o prostie, nu contează. Okay. Și după eu le-am dat stragă din cărțile mele. Și toate așa, eu m-am regăsit, știi? De altă ești vrăjitoare. Și atunci erau niște fraze copiate. Dar acum eu le-am făcut aceste fraze după trăirile mele și din cuvintele care erau scrise pe foi. Atunci, din 16 evenimente care le-am făcut aici, cât și în diaspora, eu toate cărțile le-am adunat și le-am spus la fete că eu cu aceste cuvinte care am să fac fraze din trăirile mele o să fac niște cărți. Și uite, eu le-am făcut. 52 la număr. Dar vezi, trag și una. Da, sigur. Te rog. Ok. Deci asta este. Hai. Mă încarc cu dragoste mereu și dragostea mea îi inundă pe cei din jurul meu. Eu zic că e drept. Și aici sunt, toate sunt așa. Ți le las ție. Aha, ok. Și eu pot să fac un joc aici. Te rog. Cărțile by Diana Balerini. Da. Și tu te regăsești sau fetele se regăsesc în cărțile pe care le trag. Da, da, da. Vorbeam mai devreme despre atitudinea față de problemă și energie. Nu, am trecut la energie. Tu ai spus că ești atrasă de astrologie și numerologie. Uh-huh. Și
te-a ajutat în viața astrologia și numerologia? Foarte mult. Ai știut despre, ai aflat despre numerologie înainte să divorțezi din Marco? Numerologia, astrologia, îți arăta un eventual divorț sau probleme căsnicie? Că doar ți arată acolo, e că iată criză în viață sau da, în jos. Da, acolo. Era foarte clar. Astrologic era foarte clar că eu am să divorțez. Serios? Deci tu ai știut astrologic? Da. Câți ani în urmă să divorțez? Ai știut că îți divorțez cu ajutorul astrologiei? Sau? Exact cu 3 ani în urmă. Mi-a fost comunicat acest lucru. Diana, tu o să treci printr-o eventuală despărțire. Dar totul depinde de tine. Nu de el, dar de tine. Și eu am ales. A depins de mine. Ai fost vreodată la psiholog cu Marco? Nu. De cuplu? Nu. Dar tu singură? Da. De ce? Ce te-a dus acolo? Eram curioasă. Sau aveai o criză? Nu. Eram curioasă. Și m-am dus, știi, și stăteam. La care doamna îmi spune, tu ai venit să faci afaceri cu mine sau să plângi? Dar eu spun, eu nu pot plânge. Da, eu n-am plâns de mult. E și asta o problemă, cum crezi? Da, n-ai plâns de mult? Da, n-am de ce plânge, de ce să plâng. Dacă nu am de ce, sunt foarte bine. Da, revelațiile cele mai mari la psiholog? Îți spun, am fost odată. Și asta 10 minute. Ok. Nu am avut nevoie, adică, chiar. Care sunt calitățile pe care le-ai căpătat în timp și, să zicem, ai lucrat ca să le capeți în timp? Spun nu. Eu eram mereu da. Eram omul cel mai disponibil din fața pământului. Eu aveam timp pentru toată lumea, mai puțin pentru mine. Până într-o zi am zis, gata, îți ajungi, oprește-te. Care a fost ștanga? Oamenii. Că eu eram disponibil pentru toți, dacă n-am avut eu nevoie, nimeni nu era. Și atunci am înțeles că... Nici ei nu-ți vinovesc pentru asta, că na, nu. Fiecare are problema lui. Evident, absolut. Dar atât timp cât tu mă suni și te rog, am o problemă, eu nici n-am sunat să-i rog, măcar. Dar după asta, iarăși, după ce am trecut de peste probleme, iarăși au venit, știi? Nu. Acum, nici nu mai sună telefonul ca nebunul. Chiar dacă sună, nu mai răspund. S-a selectat. Da. Dar ceva de care ai scăpat și voiai scăpi, ca și calitate pozitivă sau negativă? De a fi bună. A, tot de acolo, din același sertar. Da. De a mai fi bună, de a mai fi, știi cum... înțelegătoare. Acum nu mai vreau să mai înțeleg pe nimeni. Tata, tu ești bună, tu ai venit aici să-ți dau bani. Tatiana, eu sunt bună, dar iarăși de nou selectiv. Dar nu mai spun la toți când mi-ai dat bani. Tu nu vrei să spui cât. Îți convine că mi-ai dat sau îți convine că nu mi-ai dat? Ce? Îți convine ca oamenii să știe că mi-ai dat bani sau îți convine ca oamenii să știe că nu mi-ai dat? Hai să nu mai discutăm acest subiect despre bani. Eu sunt materialistă. A, da? Da, eu sunt foarte materialistă. Cât bani faci pe lună? Depinde, de lună. Minimum? Minim? 3.000 de euro. Și tot am datorii. Cheltui mult. Dar eu știu că o să le dau. Că dacă n-aș fi știut că să le dau, nu-l luam. Dar știi cum? Dumnezeu îți dă atât cât pot duci. Eu totdeauna zic. Știi cum fac eu? Vorbim cu o prietenă mea, zic, dar nu te fii creditele astea, zic, nu, uite cum fac eu. Mă duc la bancă, scriu cereri. Dacă ne-l acceptă, înseamnă că eu pot să-l iau. Adică am să-l pot să-l dau. Dacă ei acolo calculează. Exact. Ei îți analizează. Exact. Banca nu-ți dă că e de ochi frumos, știi, sau că ești Diana Balerini, absolut, știi? Deci dacă banca ne-l dă, înseamnă că eu merit să-l iau. Pentru că înseamnă că eu pot duce, ei o calculat da, deja. Da, exact. Și eu zic, dacă eu... banca mi acceptă și îmi dă acei, nu știu, 10.000 de euro, 20.000 de euro, de exemplu, știi? Înseamnă că eu pot să-l dau înapoi. Dar dacă banca îmi dă refuz, înseamnă că eu nu pot să-l dau înapoi. Iată eu cum merg la noroc. Și noroc, dar e analiză, știi, în spate. Evident. Intuiție. Wow! Te-am dus unii trebu? Mm-hmm. Crezi. Foarte. Numai în intuiția ta. Foarte. Analizele mai puțin. Cu analiza... Eu sunt corpul meu, știi? Uite. Trebuia să mă văd cu cineva acum recent. Ok. Cu un bărbat. Și spun unui prieten de mine să țin. Scop amoros sau de afaceri? Așa, să ne cunoaștem. Amoros, adică. Da. Și eu îi spun prietenii mei să ții minte că noi n-ați ne vedem. Pentru că corpul meu asta simte. Hai mai. Și așa și-a fost.
corpul meu asta simte. O să se întâmple uraganii. Orice și nu o să se întâmple, dar noi nu o să ne vedem. Și ce a fost? Din ce cauză nu v-ați văzut până la urmă? Care a fost cauza? S-a întâmplat ceva. El n-a putut veni sau tu? Nu, din ambele părți. Și eu am zis că înseamnă că noi nu trebuie să ne vedem. De ce să mă... Știi cum? Pun în fața sorții cu piciorul. Da. Nu, tot ce se întâmplă, se întâmplă cu un scop și nimic nu este întâmplător. Înseamnă că Bojica m-a păzit de ceva. Sau pe dâns sau pe mine. Deci tu crezi că totul e cu un scop anume? Da, eu cred foarte mult în Dumnezeu. Mă rog în fiecare seară. Pentru toată lumea. Cum arată Dumnezeul tău? Dumnezeul meu? Tot ce mă înconjoară. Eu vorbesc cu el foarte des. Merg în mașină și pot spune acatist, știi, să ascult și poliția mă oprește. Bună ziua, doamnă Matușcă. Și când văd tatuaj, știi, zic, îți pare Matușcă eu? Da, vorbesc foarte des cu el, cu Ghizi, cu toți. Și le cer și ajutor, le cer sfatul. Ghizi. Da, noi toți avem Ghizi. Cine sunt Ghizi? Arhanghel Mihail. Okay. Sfinții, adică. Da, Spiridon. De ce îl numești Ghizi? Da, eu așa le spun Ghizi mei. Eu vorbesc în fiecare seară cu ei. Dar tu nu erai credincioasă. Nu, eu eram totdeauna credincioasă. Câteva interviuri în urmă. A fost în niște contexte. Circumstanță. Dar, okay. Da, dar nu, nu, eu chiar și pe 31 august, august, doamnă mă iartă, 31 decembrie am fost la biserică, m-am prins lumânări, am scris la sănătate. Tată, tu nu te duceai? Eu nu mă duc. La Dana Burlaca nu. Că nu te duci la biserică. Eu nu mă duc la biserică, dar eram lângă biserică, eram în parc și așa am simțit eu în acel moment. Am intrat în catedrală, am aprins niște lumânări, am scris la sănătate, chiar și pe fostul meu soț, toți. Deși lumea crede că eu îl urăsc, eu îl iubesc pentru că este tatăl copilului meu. Îl iubesc doar ca persoană în viața mea. Și m-am rugat pentru un an nou bun, am mulțumit pentru cel care a trecut, pentru toate scopurile atinse, pentru toate provocările, înseamnă că eu pot să duc. Și totdeauna îl rog pe el și spun, Doamne, dă-mi atât cât eu pot să duc. Cât de greu n-ar fi. Eu accept tot pentru că tu îmi dai atât cât eu pot să duc. Da, dar vezi că eu nu prea cred în chestia asta că ne se dă cât putem duce. Absolut. Se dă Tatiana, și dăm noi încotro. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu. Nouă ne se dă atât cât putem duce noi. Crede-mă. Eu asta am testat. Și eu totdeauna când vorbesc cu el, așa și-i spun, și în mașină, și peste tot unii, chiar dacă nu mă duc la biserică des. Eu anul 31, apoi eu tot anul n-am fost deloc la biserică. Și 31 m-am dus. Spun că am fost și am aprins lumânări și am scris și la sănătate, am mulțumit. Dar în fiecare zi când ajung seara, zic, Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de azi, că a fost liniștită. Sau că mi-ai creat niște condiții și mi-ai arătat, mi-ai învățat lecția asta, înseamnă că eu trebuie să învăț, trec și tot așa. Dar vezi că biserica și tot ce înseamnă biserica a noastră cumva nu prea acceptă numerologie și astrologie. El nu prea spupă. Dar n-am treabă cu cine și care cum spupă. Eu fac ceea ce simt. Deci astrologia, în punctul tău de vedere, e locul în care tu te-ai regăsit. Nu cum. Tu prin astrologie ai știut că ești divorțat. Ce ți-o mai prezis astrologia și s-a întâmplat? Multe lucruri, ceea ce am făcut până astăzi, practic tot. Dar sunt niște lucruri care se vor întâmpla și o să le spun atunci la momentul potrivit. Și tu aștepți? Dar nu aștept, eu acționez. Dacă nu poți să te pui acasă pe canapea să bei prosecco și să aștepți că astrologia o să unească stelele și o să-ți dai un milion de lei și să-ți dai datoria. Nu, absolut, acționez, lucrez ca calul. Da, lucrez ca calul. Eu lucrez și am lucrat totdeauna, de mic copil. De mic copil am lucrat. Eu nu țin minte, nu lucrat. Nu țin minte. Eu totdeauna mă scol, am avut zile când am stat, corpul meu așa simțea să doarmă, să uite la Netflix și să stea pe canapea, dar au fost zile când eu am lucrat triplu decât trebuia. Mai ales ultimul jumătate de an, din 2023, eu am fost... burnout, adică am lucrat ca nebună, am fost psihotare, am avut evenimente, am avut de toate. Adică eu am lucrat foarte mult. Eu nu stau pe banii cuiva, cum crede lumea, care mă comentează prin peste tot. Nu, niciodată n-am stat pe banii cuiva. Comentariile negative îți dau forță? Da. Da, eu nu le citesc. Fetele cei mai auzi?
mai aud, sau când ne vedem cu fete la cafea, uite, ai văzut, ți-au scris fetelor, nu mă obosiți, cine mi-a scris? E ca voi uitați, intrați în profilii, că un psiholog într-o zi a intrat pe niște profili de pe YouTube, de pe ProTV, că știi ce mai tare îmi place când spun că asta are abonament la ProTV. Ești interesantă, de ce nu? Na. Și eu le spun, fetele mele chiar mă întreabă, păi tu chiar ai plătit la ProTV? Păi sunteți nebuni, și cu voi? ProTV să plătească. Dar faptul este că dacă scriu, lasă-i scrii, dacă comentează, lasă-le să comenteze. Și un psiholog a intrat într-o zi, prieten de-a mea, a intrat în comentariu și în profilile câteva femei din astea. Nu scria. Tu și-ți fie brasai granatul. Cine comentează, adică spune-mi cine ți-e prieten și îți spun cine ești. Crezi în vorba asta? Precum că mediul ne influențează extrem de mult și suntem ce unde ne mișcăm? Da. Da. Exact. Deci dacă avem în jurul nostru oameni slabi, oameni care nu pot să treacă care să jălui pe eu? Da. Da, eu nu am din ăștia. Da, ai avut? Am avut. E tăie cu toporul? Yes. Da. Tare. Da. Și s-au schimbat foarte mult în viața mea. Pentru că oamenii din jurul nostru le influențează foarte mult starea noastră de spirit. Eu mai bine stau singură decât să ascult nevoile cuiva. Oamenilor nu le place alți oameni care se jalui. Nu le place să asculte. Da, eu ascultam înainte. Eu ascultam înainte problemele tuturor. Dar eu acum nu ascult pe nimeni și că eu n-am ce spune nimănui. Eu n-am ce să mă duc să mă jălui, nimănui, nu mă jălui. Eu trăiesc foarte bine, sunt foarte bine cu problemele mele, adică care ele nu sunt probleme. Dacă atât timp cât eu mi le-am făcut, mi le-am creat, înseamnă că eu le-am făcut, știu de ce le-am făcut. Nu sunt probleme care să mă duc să mă spânzur sau să mă împușc sau să mă duc în depresie, știi cum lumea aiurește. Dar ai avut vreodată depresie? Nu, niciodată. Dar cum influențează experiențele trecute, modul în care ne construim prezentul? Ne influențează trecutul, nu, vrem absolut, sau nu vrem? Dar trecutul, gata, a rămas acolo. Eu mai mult mă strădui să trăiesc astăzi, știi? Ce-a fost, a fost. Unde ai învățat asta? Singură m-am învățat. Că atât timp cât tu te duci în urmă, tu faci iar înapoi un pas în urmă. Tu nu mai mergi înainte. Tu mergi înapoi. Stai să mă gândesc ce am făcut alaltă ieri. Hai să mă întorc înapoi. Tu pierzi timp să te gândești ce ai făcut ieri. Gata, tu înapoi, tu trecutul nu mai întorci. Nu poți să-l mai schimbi. El e mort. Acolo rămâne. Hai azi trăim. Hai azi ne dăm capul de pereți, de exemplu, da? Dar nu are sens să te mai întorci ce ai făcut. Și mai ales cu oamenii, eu așa am învățat, mai ales cu oamenii, dacă un om ți-a greșit, asta nu înseamnă că cel care o să vină în viața ta o să fac fix ca și el. Adică să-l compari. Nu, deloc. Trebuie să-l alegi doar să nu fie ca celălalt, dar nu să nu-l compari. Hai să mă port cu el, nu știu cum, că cel de acolo, de atunci, s-a comportat cu mine așa. Dar ce-i vinovat omul care vine? Da. El nu-i vinovat cu nimic. Chiar și femeie, chiar și bărbat, chiar și relații de prietenie, nu contează. Îi spui condițiile din start. Eu am zis așa, că următorul bărbat, dacă o să apară, dacă, eu tare nu mă strădui pentru asta. Astrologia zici că o să apară? Sau? Da. Da, o să fiu căsătorit încă o dată. Copiii mai? Da. Da, mă, e chiar scurios dacă asta se întâmplă chiar. Da, copilul iarăși din nou, la alegerea mea o să fie. Dacă eu o să vreau, o să-l fac. Dacă nu, nu. Și ce vreau să spun? Și am zis așa, o să fiu eu, dacă el o să accepte, eu îi pun o foaie albă și un stilou în față. Tu îmi scrii condițiile tale, eu îți scrii condițiile mele. Dacă noi suntem compatibili, mergem înainte. Dar dacă noi nu, măcar știi cum. Condiții simple, nu zic ceva de milioane, dar condiții simple. Îmi place să mănânc în oraș, de 3 ori pe săptămână. El îmi spune că nu, eu prefer să stau acasă. Stai acasă, eu mă duc treaba mea. Deci nu ne căsătorim. Nu. Înțelegi cum? Da. La simple întrebări. Și de la cele simple întrebări, tu vezi deja și cele mari. Poți să-ți dai seama și la cele mari. Da, Diana, dar lucrurile poți schimbe, poți fi extrem de îndrăgostită. Nu, și mai gata! Și chiar dacă tu ai scris pe foaie și nu. Tu îți vrei duminica dimineață să stai în pat și să-i faci niște clătite, să-i arăți cât de bună ești. Absolut deloc. Să-l cucerești. Nu, eu duminica dimineață vreau să zbor la Paris, să beau cafea la Paris. Dar dacă îți fii super îndrăgostit, tu îți fii... Da, să fii el și papa de la Roma. Nu, eu am spus că nu. Eu dacă spun nu, eu știu ce spun. Nu, acum eu vreau să trăiesc pentru mine. Nu vreau să mai trăiesc pentru altcineva.
Dar dacă trăim, dacă aveam amândoi, eu am un prieten de 20 de ani, îți povestesc, care el totdeauna m-a curtat, totdeauna, eu am avut relații, nu însurat, am mai avut relații cu una cu alta, și eu totdeauna spuneam, măi, Andruș, însoarte odată, de altceva, eu azi mă însor cu tine. Ok. Dar noi de 20 de ani știm, de când aveam eu 17 ani. Noi am crescut, practic, știi cum, împreună, dar separat, adică în văzul... Eu am 37 și el are 37. A, tu de 20 de ani îl știi? Îl știu de 20 de ani. Credeam că el are 20. Nu, noi ne cunoaștem de 20 de ani. Suntem prieteni. Uh-huh. Lui plăcea de mine, mie nu-mi plăcea de el. Cum, îmi plăcea de el ca bărbat, dar nu ca bărbatul cu care aș putea eu să dorm, știi? Uh-huh. Și el acum s-a dezvoltat, are afaceri de milioane, un băiat foarte de treabă, foarte educat, foarte, dintr-o familie foarte bună, cunosc părinții. Și el totdeauna spune, nu, eu am să mă însor cu tine. Hai, divorțează. Și din prima căsătorie, și din a doua căsătorie. El minim mai nebunie de cap. El totdeauna mi-a duce brațuri de flori, cadouri. Și eu zic, măi, Andruș, atâi în pași. Tu poți să-mi dai pași. Dar el, nu, eu nu pot să renunț la tine și gata, uite, am avut-o și pe șeie. Dar nu-ți compar nici una, nici una, știi? Și eu îi spun, noi, uite, dacă îți spun niște condiții, tu ai să le accepti? Ce condiții? Dar eu spun, iată așa, ei, este sapșoară pentru mine, știi? Păi ceva mai inconsistent, știi? Și eu spun, că nu știu, ce-ți trebuie ție, o femeie, cu doi copii, chiar acum, recent, vara. Dar nu vara, acum iar ne-am întâlnit mai proaspăt. Zic, ce-ți trebuie ție, o femeie, cu doi copii, făcuți din două căsătorii diferite. Înseamnă că ți-ai trebuit băiat singur, 37 de ani, frumos, bogat. Și ce vrei tu de la mine, Diana? Zic, dar tu știi că eu așa mă stradă astea cu buză făcute, cu silicoane, care în minte, în capul lor nu mai au nimic, numai decât asta, știi? Și care vor numai genți de la Dior și Porsche-uri, știi? Eu vreau o femeie, am casă la Dumbrava, îți dau casă, îți plătesc creditele, te iau cu tot, știi? Cu asta... Te iau cu tot credit. Da, mă iau cu tot credit, cu cel cățăl, știi cum este vorba aia, te iau cu tot, știi? Și zic, Andruș, tu înțelegi tu pe mine mă cumpere, mă? Dar eu nu-s de vânzare, Andruș. Lasă-mă, eu îmi dau la durile, zic, și apel câteodată mă mai întâlnesc, nu știu, și mai dă vreo 10.000. Deci dai creditul, zic, lasă, într-o cază, îmi dau eu singur. Lasă, te rog frumos, liniștești. Eu când zic, când am să ajung, dar știi, vorba și la limita limitelor, eu am spus, zic, Andruș, am prumut din te rog 10.000 de euro, dar n-am să zic, dă-i te rog 10.000 de euro, știi? Eu n-am cerut practic niciodată, nici la un bărbat, nici la Marco. Vreo două ori încerc și nu mi-a mai dat și atunci am zis că nu mai cer, știi? Când ai cerut în timpul căsnicii? Da. Și nu ți-a dat? Hai, nu mai deschid subiect. Nu mai deschid acest subiect, știi? Și el îmi spune că, uite, eu cu tot. Zic, tu în cazul ăsta mă cumperi pe mine. Și eu îi spun, uite, dă să te învăț o chestie. Tu chiar dacă vrei să faci asta cu mine, eu îl învăț cum să fac cu mine, știi? Chiar dacă vrei să faci asta cu mine, eu înșet. Nu... Mă iei azi, mă duci, eu nu știu nici ce. Cine te știe? Da, de el zic, de anul trecut 20 de ani, n-am câți ani să mai trec. Dar suntem bătrâni, am știi. Scandruș, hai, tu ești în soară, eu nu vreau pe mama mea mărit. Dar zic, dar nu te măriți, nu te căstrești cu mine. Tu vii și trăiești în casa mea. Și tu faci după asta și vrei tu, tot, și vrei. Scrie casa după tine. N-a scrie casa după tine. Ca să ai o siguranță, știi? Adică tu ai spus și mai devreme, nu mă impresionează nimic, dar, cu nimic. Exact, dar el nu este bărbatul, el și el să audă, să uită la interviu, să mă uită la tăi. Îți zic, ești un drac. Era așa, deci. Dar eu nu sunt, știi, poate că noi am crescut împreună, știi, poate că nu știu, dar nu spun în cazul ăsta niciodată, știi? Nu știu. E un bărbat foarte, îți spun, foarte ok, foarte frumos, deștept, superb. Dar astrologia eu... să rege. Da, dar eu, nu, astrologia arată că el nu este de aici. Nu este. De ce mai spune astrologia? Spune și culoarea părului, gen, e blond sau e brunieță? Nu spun. Doar știu că o să fii mai mic ca mine. Aha, nu, e normal. Dar mă stradește. Ne-am trebuit să încerci așa, de planca, evident. Nu, sincer să fiu, eu nu stau să aștept ce o să se întâmple în astrologie. Eu bat în cai, lucrez, merg înainte, da, eu credite, dau credite și tot așa. Adică, știi, nu am nici o rușine de asta, că multe femei, oi, eu și tot vreau să fac ceva, dar mă tem să mă duc să iau credite. Mă tem. Ai, dacă te temi, stai acolo, liniștită, pentru că nu trebuie să faci lucruri de care ți temi. Da, și îți spune la soț că ai plătit 200 și nu 500 și tot așa, știi? Mă, dar aici tema asta n-am închis-o și am lăsat-o așa, că spui soțului o da, sumă n-am. Diferită, iată, parcă am impresia că aici așa e de fain de discutat, dar... Dar nu
tema asta o să fie veșnic, crede-mă. Atâta timp cât avem o anumită educație, nu putem scăpa. Dar nu e vorba de educație, asta există în lumea mare. Deci nu numai la noi. Nu! Eu am văzut asta și la femeile italienci. Eu am văzut asta. Nu există. Asta există peste tot în lume. Asta este un șablon. De știi? Ce se întâmplă asta? De frică? Da, din frustrare că femeile nu pot fi independente. Da, dar banii, eu am văzut cazuri când sunt banii ei. Ai, dar acolo trebuie să fii prost. Scuze-mă, te rog. Serios. Sunt banii ei și ea nu spune. Cum? Eu adevărul. Fac banii mei și tu mă comanzi pe banii mei? Ei, stai ulea. Banii ei și ea nu spune adevărul din nesiguranță, nu de frică. Din nesiguranță, că ea nu o să mai fie cenușăreasa și ea minunată, care nu cheltui mulți bani și pe-alubom e frumoasă. Ospăde! Hai, zic că n-ai auzit despre asta. Am auzit și despre, dar nu vreau să, noi pierdem timp să discutăm ea ca despre chestiile astea, pentru că noi nu, femeia dacă nu vrea să iasă din găoace, asta e n-a să iasă niciodată. Ea, îi place așa, e comod. E dacă ar durea-o cumva mai tare, iar ieși, dar ea este comod acolo. Și noi putem să facem webinarii, putem să facem seminarii, putem să dăm... Turuim, nu, da, ai dreptate. Nu are sens. Nu are sens. Cel care vrea face la primul cuvânt, știi? Când ajungi cu, cu multe fete în scrierea, pentru mine ești trigger, știi? Când spui ceva, gata, pe mine mă e cu tremuri și hai să fac ceva. Și te scoate din sărite și te nervează și nu poți suporta, e peste tine să reziști. La mine? Da. Da, nu am nimic. Serios. Nu te mai miră nică în viața nu, asta? Nu, nu. Eu... Nu ceva și ți nu-ți place tare și de măsare, te începi să te nervezi. Nu mai am nimic. Nu, nu mai dar am ai avut nimic. Chestii da. Pe care ai trecut, ce anume? Da, că trășim peste mine, știi, și eu ieșam afară, mă ducem în păduri, urlam. Deși, Diana, trebuie să sta și atâta. Ah, tu vrei ei să pare bună. Da. Și de ce, de ce, de ce? Și ai câștig din asta, știi? Să zicem așa, materialist. Tu nu câștigi nimic din asta. Deci trebuie să treci tot tu de tine, știi? Mă ducem în pădure, urlam ca o nebună, știi? Este și un anecdot despre Dina Zaitul, știi? Să se punem să-l spunem cu dat. Și vinem înapoi și mai întindem. Deci, efectiv, te duceai în pădure și urlai? Da! Ca să poți trăiești tare să nu te audă nimic. Da, să mă deliberez, știi? Și apoi urmă vinem înapoi și iar până am zis, nu, gata, ajunge, dar de ce? De ce? De ce? Dacă eu mă întrețin singur, eu fac asta singur, eu fac asta singur. Când a fost prima dată când ai zis, yes, eu am reușit să zic nu? Eu am fost vreo câțiva ani în urmă. După o leacă de experiență, da. O leacă de greșeli, poate regrete și acum întrebarea e, tu regreți ceva din ce s-a întâmplat în viața ta până acum? Și dacă ar fi să întorci timp înapoi, e schimba? Știi, am, dar și n-am. Că dacă aș avea, aș obișnui pe Dumnezeu, știi, să-i spun așa, că dacă nu m-aș fi căsătorit, n-aș avut-o pe Iris, știi? Să spun dacă aș avea regret că m-am căsătorit îndată după divorț. Dar nu pot să-L obișnuiesc pe Dumnezeu pentru că mi-a dat un copil superb. Și cumva ca să fie Iris trebuia să existe tot. Da, relația. Și eu zic doar atât, că noi avem un curs în viața asta de parcurs, știi? Și nu ni se dă exact ceea ce trebuie să facem noi. Oricare alegeri care am făcut-o noi în viață, ea au fost făcute la momentul potrivit, cu omul potrivit. Noi nu putem să... Știi cum? Să avem trei oameni în fața noastră și să ne uităm la dâns și să zicem da, dacă așa l-ați fac așa, da, dacă așa l-ați fac așa, da, dacă așa l-ați fac așa, știi? Adică unul mai bun ca altul. Să facem comparație. Să facem comparație între ei. Nu putem. Nu, ne se dă exact omul care noi putem parcurge un itinerar. După asta se oprește, vine altul. Cuiva îi dat să margă cu același până la capăt. Dar cuiva nu. Dar cuiva trăiește cu deasâla ca să nu zică lumea că s-a măritat de două ori și a făcut doi copii diferiți. Dar care fac și trei și patru în familie diferite copii cu patru femei diferite sau cu trei bărbați, patru bărbați și ele nu sunt femei? Ori ca și ele sunt răle, ori ca și ele sunt curvi? Hai vă rog! Ele sunt mai fericiți ca cel care au un copii, doi copii cu același bărbat toată viața. Credeți-mă! Să revin la hate, știi? La femeile astea care pe mine mă critică, știi? Peste tot, toate portalele posibile și imposibile, știi? Credem că după interviul Dorin Galben o să am un rug pus în piața Marea Dnăr și o să-mi dea foc cineva acolo, știi? Așa e dacă ești vrăjitoare. Da. Păi iată, toate femeile astea care mă vorbesc pe mine de rău peste tot, mă comentează, mă hate-uiesc și uite, ca tu să înțelegi că tot femeile hate-uiesc, nu bărbații,
bărbați puțini acolo și ieși sărași, nefericiți și frustrați. Dar femeile noastre, ale noastre, de aici, la noi, din Moldova, italienii nici una nu comentează. Dar noastre femei, știți, mănâncă de picioare, că ele nu pot ca tine, știi? Apoi ele stau toată ziua pe pagina mea. Ele nu scap nici o storie. Pentru că ele, când scriu niște comentarii, se vede foarte clar că ele stau pe pagina mea 24-24. Ca știi cum se uită la Maria Izaura sau Păcată tot place. Prosta Maria. Prosta Maria. Apoi că e fix așa, ele fix așa stau pe pagina mea. Și aruncă cu niște răutăți, cu niște... Doamne, eu stau și mă gândesc, Doamne, dă-le, te rog frumos, lumină și minte și liniștește-le alea, că iau ele în casa lor, Doamne, că ele s-așa de răle, Doamne. Eu niciodată nu m-am mânat de nimic, absolut. Eu dacă nu am cu omul conexiune, nu am nimic, am mers mai departe, la revedere. Dar să stau, să scriu comentarii, ia ca așa ia, că e nebună, că l-au folosit, că l-au dres, că care a fost cel mai dur, i-a luat banii, că i-a luat nu știu și... Care i-a luat banii și l-a dat credit afară. Da, și are credit, Diana, da? Cam așa ies. Păi, pentru mine nu există dur din partea acestor femei. Oricare n-ar fi mesaj. Nu există. Ele pentru mine nu există, femeile astea. Ele nu trăiesc viața lor. Ele trăiesc viața cuiva. Și ele ar vrea să fie în locul meu, crede-mă. Dar nu o să fie niciodată cu răutatea care au ele în sufletul și ala negru. Și eu zic, Doamne, dar ce am făcut eu? Le-am luat bărbatul lor, le-am luat banii lor, le-am măritat cu dâns, le cresc eu copiii, ori îmi cresc eu copiii mei. Și voi, fetelor, dați-vă două palme și apucați-vă de lucru, blin. Mai veți faceți borșo și cotlete. Serios. Nu pot să înțeleg lucrul ăsta, Tatiana. Nu pot. Eu, la mine, nu ajunge asta. Dar să vezi, mi-au făcut și pagină pe Facebook cine o urăște pe Diana Balerini. A, serios? Eu când am văzut... Nu-i, o șters-o. Am dat, raportat eu. Eu dar vreau tu, să văd asta. Dar tu îți dai seama, Tatiana, la ce nivel de prostii să ajungi tu să faci așa. Dar poate ai făcut ceva și eu nu știu. Dar nu știu nici eu. Ele, uneori am impresia că ele știu mai mult decât am făcut eu, știi? Dar te știu cineva tare și nu știu absolut. Eu. Absolut, n-am. Tu ești așa cum e în țică, da, tu pur și simplu spui că te iubești pe tine și atât, adică tu cu cineva concret nu ai avut scandal, te scădi cu cineva. N-am avut cu nimeni? Nu, n-am avut. Dar nici în viață sau numai în social media nu te scădi cu nimeni? Dar eu nu răspund la nimeni nimic, eu nu atac pe nimeni, eu n-am atacat, n-am făcut nimic niciodată, dar nu înțeleg și cu femeile astea. Bun, dar hai să nu numai despre mine, în general, despre tot hate-ul ăsta care se adresează la mai mulți oameni, știi? Dar pentru ce? Pentru ce? Există studii, probabil. Eu am citit ceva, nu ne amintesc exact unde, de idee că oamenii, dacă ar fi față în față cu tine, ar avea mai puțin curaj. Absolut. Să-ți spună decât... Tu știi, după interviu cu Dorin Galben, câtă lume mi-a scris s-o spovedi după? Sau după interviul fostului meu soț, ultimul, tot așa mi-a scris lumea. Că uite, mi-a schimbat părerea despre el, uite, că nu știu ce, nu știu cum, știi? Spovedeală de asta. Păi, dar îmi place de fostul tău soț, Oleac. Arată bine, da. E frumos, e atrăgător, vorbește. Pentru mine deja nu mai e. Știi adică, cum? Ca standarde, da. El este un bărbat foarte ok din punctul meu de vedere. Da, și iată cum Diana Balerini l-a lepădat. Măi, înțelegi? o femeie deșteaptă niciodată nu lasă un bărbat bun. Și tată închis. Da. Cum mi-a spus mie o doamnă foarte inteligentă, eu ador femeia asta, nu o să-i dau nume, pentru că e o persoană publică, Sașa Dean, după aceea am divorțat. Știi întotdeauna, câinele de la casă bună nu se duce niciodată. Așa femeie dau un bărbat bun. Opa. Și eu atunci am zis că eu am făcut cum am simțit. Dar că am fost bună eu, că a fost nebun el, sau că am fost nebună eu. Că, măi, am ajuns la concluzia că noi doi nu mai putem fi un cuplu. Că eu fost rău eu, că am fost... Nu mai contează lucrul ăsta. E important să fim părinți buni pentru copilul nostru. Lasă-l să fie fericit el cu alta. Eu am să fiu fericit cu altul într-o bună zi, dacă am să vreau, dacă nu, nu. Eu sunt foarte bine așa. Și că, dacă lumea numără bărbații cu care apare eu pe story, apoi nu să-și sâmpatul meu. Stați, nu știți, că atât numai cât vedeți voi pe story, atât așa este. Că săraca de un an nu a făcut sex. Hai, nu mai da și tu, amu. Dar tu ai spus. Da, dar nu mai vreau să mai menționez încă o dată că spună că sunt nebună de cap, știi? Da, dar există sex shop, toate gine. Adică am acasă un sertar plin. Serios? Da. Până la urmă, sexul este și el o artă. Poți să faci tu sex și în fiecare zi. Dar dacă acolo nu e emoție, este egal cu zero. Tu știi câte ori am făcut eu sex fără gram de emoții, doar că să fie bine?
Stai un pic. Ai făcut sex pentru că așa trebuie sau pentru că îți doreai un orgasm? Nu, pentru că așa trebuie, că așa să știi cum, să fim o familie. Oh my, aici e de-amoleacă, e grav. Dar nu vreau să intru în detalii. Ok, am înțeles, știi? Dar îți spun, și de atunci eu însă așa, dict așa, mai bine deloc. Dict să fac plăcerea cuiva, mai bine deloc. Este teme care par tabu, Diana, dar eu cred că sunt o grămadă de femei eu știu, care... Eu știu, sunt foarte multe femei care fac așa și este. Și a trecut ceva timp în relația ta ca să-ți dai seama că nu vrei să mai faci asta. Știi, dacă divorțezi? Un om îți picuie, pâng, pâng, hai și neșaz, hai și neșaz, hai și neșaz, știi? Dar tu nu mă întrebi pe mine, băi, dar cum mi-a fost ziua mea de azi? Câte probleme am eu pe capul meu și câte chestii, dacă tu tot ești omul meu, apoi întreabă-mă și cum mi-a fost ziua de azi. Dean, dar poate îți trebuie 2000 de euro și trebuie să-ți plătești creditul. Hai să-ți dau și îndată timp veselești. Și îndată și hai să mai vrei. Dacă tu... Și eu asta vreau. Da. Gen. Să zici, așa. Dacă tu ajungi seara și numai asta vrei și nu mă întrebi măcar cum a fost, îți treci pofta asta. Și nu merge vorba aici de, știi, de... Că numai pe bani sau chestii este că... Cam am avut odată așa o replică de la un bărbat că minim ar costa mai ieftin să mă duc în altă parte decât să-ți dau ție, știi? Lena, aici eu leacă e foarte sensibil subiect. Și eu așa m-am uitat. Înțeleg asta, poftim. Parcă am impresia. Păi du-te! Pa! Du-te! Pentru că atunci când tu ca picătură chinezească spui, manipulezi. Gen, da, asta e manipulat. Iar nu ne-ai dat. Da. Noi iar n-am făcut. Dar poate mai vrei și tu într-o seară. Chestii de astea și noi, asta nu e un secret pentru nimeni. Ca femeie depinde de personalitatea ta și de puterea ta interioară, tu ca femeie ai două alegeri. Ori să te supui acestei, să accepti această manipulare și să începi să faci ce ești tu la un moment dat ai zis că ai făcut, adică să faci asta fără nicio emoție, exact. Nu max și bine, sau să zici nu, dar asta duci iar la dispărțire, tot și acolo și acolo duci. Apoi la mine, ultima perioadă, ultimii ani, cam asta și-a fost. Eu vreau să spun că asta nu e o problemă a generației noastre. Eu știu bine, pentru că eu discut cu mulți oameni, îmi place să stau la vorbă. Uh-huh. Și eu mă duc și vorbesc cu femei care nu mă cunosc, de 50, de 60 de ani, uh-huh. Care sunt poate vecini de-a mele de pe la țară sau vecini de pe alu prieteni de-a mea din sat la dânsa. Uh-huh. Și discuții cu femei de 50-60 de ani care povestesc asta într-un mod leacă mai dur, în sensul în care eu mâncam bătaie pentru că eu nu voiam să fac sex, pentru că eram obosit și așa mai departe, și el crede că eu am pe altcineva. Și mâncam bătaie. Este. Și am mâncat toată viața bătaie din cauza la asta. Este. Asta este, asta e clar. Așa, asta e... Dar asta a fost toată viața. Asta a fost tot... de când e lumea asta. De când e lumea. Și nu numai la noi, în mult. Da, tot am viața. Peste tot asta. Da, îți închipui că noi, ca tare, bun, am ajuns și avem o leac... Noi suntem norocoase că ne-am născut în perioada asta. Dar îți închipui cândva femeia, practic era ca sclavul la plantație, el trebuie să stai acasă și dacă vrei sau nu vrei, trebuie să facă sex. Da. Și dacă tu nu puteai să te desparți, pentru că tu aveai 4 copii sau 5 sau 6 și tu trebuie... Să te gândești la dânși. La copii, dar tu nu puteai să fii angajat, că tu nu aveai nici studii. Noi vorbim de istoria femeii, în general. Da. Da, eu sunt de acord cu asta. Noi, practic, ne-am născut într-o perioadă în care avem atâta libertate. Dar eu totuși cred că asta este cronic la noi deja, știi? De asta educația în sensul ăsta. Noi nu mai putem schimba la ei. Nu educația. A femeii este cronică. Asta se trage din, știi, din sânge în sânge. Genetic, asta, din vorbim. Genetic, știi, din... De când e femeie, de când e Eva, să spunem lucrul ăsta. Și asta îți durează mult timp. Mult timp. Asta să fie toată viața. Noi putem spunem că fiecare femeie a făcut sex în viața asta măcar o dată nevrând? Da. Tu crezi că putem spune asta? Da. Eu da, spun asta. Dar știi de ce spun asta? Pentru că am făcut-o eu. Nu vorbesc de restul. Dar crede-mă că dacă pui 1000 de femei, uite aici în sală. Și atenție, nu că ai primit bani pentru asta. Soțul meu. Apoi, dacă tu pui 1000 de femei în sala asta, eu garantez, bag mâna sub, în foc, că nu o să fie una care să ridice mâna și o să spună că nu e adevărat. 1000. Crede-mă. Putem să facem un sondaj pe Instagram. Da, putem să facem un sondaj aici de sub la comentarii. Sau de sub la comentarii dacă o să fie activi la tine. Dacă n-ai tu pretenții, nu am nicio eu pretenție. Le pun active, de ce nu? Da. Mai așa e temă dureroasă.
Și noi, în contextul în care avem libertatea asta... Dar nu toate o avem, draga mea. Nu toate o avem această libertate. Pentru că la unele femeile este comod așa. Și vor așa. Atât timp cât tu... Știi, ca și cu o pereche de pantofi. Când te încalți într-un noi, da? Știi, când te începe batea, roatea, nu știu ce. Tu, dacă nu mai sporți, te descalți. Dar alta, care nu are încă vreo 10 perechi în dulap, e îi poartă pe și e până... N-a mai are alții. Nu are. Bărbatul nu-i mai cumpără alții. Dar tu, dacă ai, tu, că ai libertate, tu ai libertatea să-ți cumperi 10 perechi. Înțelegi? Vreau să spun. Da. Apeca aici cu pantofii fix așa. Ea se îmbli cu dânsă toată viața ei, chiar dacă e roade, chiar alții n-are. Pentru că ei este comod așa. Ea n-a spus să deschidă gura și să zică dă-i, te rog, bani să mă să-mi cumpăr alții, că ești amărod. N-a să facă. Apeată fix ieșești chestii și în viață. Aestea care noi avem cuvânt, a spune nu, libertatea de a cere ce este al nostru sau de a da ce este al nostru, noi să ne cumpărăm 100 de perechi de pantofi. Și noi să ne schimbăm de 3 ori pe zi, pe noi ne roade. Dar ele, care ele nu au și lor le este comod așa să le roadă, apeca ele așa o să trăiască toată viața. Cu perechi de pantofi care sunt de 5 ani întrânși. Sau toată viața. Sau toată viața. Înțelegi? Asta e un subiect care poți să-l discuți zile întregi. Și tot, noi tot n-ați găsim soluția. Pentru că nu există soluție atât timp cât să nasc generații, educații, că femeia ce naște o fată și fata ei fix așa trăiește și foarte rar, dacă scap fata și cumva din familie și lanț, cunoaște alți oameni care mai mulți sunt, care le influențau, apoi și mai schimbă atitudinea. Dar dacă tot crești cu mama alături până la 30 de ani, au murit acolo. Tot așa rămâne. Nu se mai schimbă. Eu știu așa oameni, știu așa fete. Nu mai pot schimba. Tu înțelegi că lanța acolo, dar mai ca tatuajul. Și aici încă poți să-l scoți. Impregnat. Da. Practic. Cronic acolo, e cronic. Da. Nu, despre acest subiect spun, nu există final. Nu există. Atât timp cât nasc generații. Și mai ales sunt religii care influențează foarte mult chestia asta. Sunt diferite secte, diferite... Știi, nu am nicio treabă. Fiecare crede în și vrea el. Absolut. Noi nu asta criticăm acum. Dar sunt și religii care foarte mult apas pe asta. Apoi da. Unde vrei schimbare? Nu o să fii. Deci, practic, doar tu singur poți să-ți schimbi electrică viața. Altcineva nimeni. Nu. Dacă tu ai curajul să te scoli dimineața, să te uiți într-o oglindă și să spui de azi vreau să fiu alt om, da. Dar dacă tu aștepți ca cineva să te împingă, să te ajute, nu o să facă nimeni. E problematic atunci când se cade în autovictimizare și aștepți și jele și plângi că el aseară practic te-a violat. Mm-hmm. Pentru că ți-ai spus că nu vrei și el a zis că trebuie. Da, și... Da. A să mă duc la alta, dar... Du-te! Eu câte ori am spus, du-te! Eu te țin, nu? Dar de ce tu poți te duci, dar eu poți nu mă duc? Ți-ai pus întrebarea de ce eu nu mă duc? Poate și eu nu să mă duc. Că tu acasă nu dai și vreau eu. Înțelegi? Eu întotdeauna am făcut așa. Șahmat. N-am tăcut. Deci poveste și tristețe în sensul ăsta, pentru că eu știu povești de femei care sunt vârstă și care toată viața au stat într-o pușcărie sexuală, dacă vrei să o numesc așa. Eu știu femei care mi-au zis așa, Tania, eu Sărli, mă rugam la Dumnezeu că El se termine mai repede. Femei de 70 de ani, care bărbatul ei era un animal de om, care el amâna ejaculoarea să aibă plăcere și mai multă. Dar el nu mai putea evreia să-ți termine. Da, și în toată cultura, filmii și așa mai departe, se vorbește despre cum femeia nu mai poate și de tare vrea. Faptul că despre în asta nu filmele, s-a vorbit. Femeile sunt foarte sexuale, foarte libertine, foarte așa, știi. Da, dacă eu sexuală și sexy și am îmbrăcat în rochii roșii. Asta nu înseamnă că eu vreau să fac dragoste cu 10 odată. Nici cu unul. Dar tu înțelegi? Da. Cumva da, este greșit înțeles faptul că
tu arăți bine, tu ești la sală, asta nu înseamnă că eu vreau să fac dragoste cu zeci. Păi cum... Deloc nu vreau, nici cu unul. Tăniuș, ascultă cum ți-am spus eu, cum eu am mai pus câțiva bărbați pe story, știi, ba, un italian, am fost în Italia, am făcut cunoștință așa. Și eu totdeauna am pus pe story și ei și trăiesc, eu nu ascund, știi, că tamană, știi, mâța când care ta și faci. Da, cum? Nu când eu, mai ales, de exemplu, Marco mă știe foarte bine, că multe ori spune, tu numai ești agitată, dar până la urmă faci nic, știi? Sau arăți că vrei, dar da, nu faci. Da, da, da. Apoi iată, în cazul ăsta fix așa, știi? Apoi el, dar mi scriu comentarii, dar cât s-o culcat, dar după și s-o divorțat. Nici unul, măcar. Știi și asta? Nici unul din care a fost pe story, sau în general, care ești la cafea, care m-a văzut prin oraș, nici unul. Pentru că nu vreau, nu vreau. Și n-am o problemă cu sexualitatea. Sunt foarte ok. Eu dacă vreau, pot să dau un sunet și să mă duc acum. Dacă vreau eu. Dar nu vreau. Nu vreau să dau energia mea cuiva. Nu vreau schimbul ăsta de energie. Eu trebuie vreau să fie așa, știi? Și acum ar veni probabil un bărbat sau poate o femeie care gândește din mai multe perspective, analizează un subiect și ar veni. Și atunci dacă tu nu vrei, de ce afișezi, îți vopsești buzele roșii, fusta roșie și mergi așa cu fundul în spate și spatele drept? De ce afișez ca și cum ai vrea și mă minți pe mine ca bărbat? Eu asta o fac pentru mine. M-ai urmărit? Da, eu fac pentru mine. Eu pot să, pot să pozez și în lingerie pe internet. Eu nu pun pe internet că scaut cineva. Eu am telefoane, am bărbați care mă vor. Dar nu fac pentru asta. Eu fac pentru mine. Eu știi ce-mi place? Ce plăcere primesc când scriu femeile? Vai, Diana, ce bine arăți! Vai, Diana, ce lingerie frumoasă ai! Vai, Diana, am fost și eu și mi-am cumpărat! Vai, Diana, uite, și eu trebuie să slăbesc! E acolo-i plăcerea mea! Când motivez alte femei. Îți închipui? Adică tu, practic, faci tot pentru femeia exact. Asta. Exact! Un bărbat nu are nevoie să mă vad mine pe Instagram. Și n-am nevoie să te vadă în rochea asta. Probabil mai frumos arăți fără dânsa. Da. Acum a citat închis. Știi? Dar înțelegi ce zi? Dar tu vezi? Eu eram într-o zi, făceam curat la mine. Deci noi putem, scuză-mă, da. Nu uita, te rog. Da. Deci noi asta trebuie să subliniem. Uh-huh. Tu recunoști public că femeile se gătesc, se chitesc tot pentru alte femei. Da. Da. Eu întâi. Eu personal, pentru mine însumi, și după asta să motivez alte femei. Chiar azi am primit o groază de mesaj, Diana, de unde e rochea? Eu când pun ceva îmbrăcat, fetele mă întreabă, de unde? Am cusut. Mă duc și eu. Okay. Le scot din zona de confort. Gata, vă ajunge, vă plafonați, vă ieșiți un pic la aer, să vă vadă lumea, gătiți-vă femeilor, faceți-vă părul de 100 de ori pe zi, machiați-vă în fiecare zi, chiar când te duci după pâine, nu vă duciți în părul... Înseamnă să creează o confuzie în rândul bărbaților când ei văd că femeia este gătită, vopsită, cu buzele roșii, cu rochii roșii, cu pantofi stiletto, tot roșii și așa mai departe, ei cred că tu le dai un semnal că vrei să fii iubită de ei sexual, adică să faci sex cu ei. Asta e o confuzie. Bărbații nu ar trebui asta să înțeleagă. Asta este o percepție greșită din partea bărbaților. De să-ți spun o chestie. Ce am pățit eu recent. Hai. Am ieșit, am făcut cunoștință cu un bărbat, într-un oficiu. Și am ieșit noi la o cafea. Stăm noi și bem cafea, discutăm, uite, eu te urmăresc de mult timp, îmi place foarte mult cum ai evoluat, ești mult mai sexual decât n-ai divorțat, energetic și tot așa, etc. Și îți mulțumesc frumos. Noi ne cunoșteam, dar n-am stat la cafele, știi? Și s-a început, știa, apropo din astea, că m-ar vrea. Și la mine chestia asta stai din prima. Și eu m-am uitat la tine și spun așa, dragoi, uite ce-ți spun eu acum. Că eu, că tu ne-ai făcut niște complimente și mi-ai încălzat urechile, asta nu înseamnă eu am să ajung în patul tău. Absolut deloc. Că eu am oglinză acasă și mă văd tare bine și mă știu foarte bine pe mine. Și el, da nu, eu nu cu asta intenție. Nu, la tine asta e intenția. Băi, chiar dacă vrei o femeie, eu trebuie să fac un curs pentru asta, pentru bărbații ăștia. Chiar dacă vrei să aduci o femeie în pat, nu îi spune asta de la prima întâlnire. Înțelegi? Îi bați apropo. Femeie ce nu-i proastă. Femeie ce dacă asta vrei, eu sunt greu să-ți dai
apropo orice, o să te ducă ea la dânsa în pat dacă să... Tu, dacă ai să ajungi la nivelul ei, știi? Dar tu încă n-ai ajuns la nivelul ei. Dar tu, tu nici n-ai discutat cu ea, nici n-ai întrebat-o cu zahăr sau fără zahăr, tu da-mă vrei. Tu da-mă idei, apropo-urile astea. Pentru ce? Știi gluma și ea, cum mă care... scuzați, domnișoară. Câte ora că vreau să vă fut? Faptul este, știi care, că... și-ți spun din ce cauză îi fac asta. Pentru că sunt femei disponibile. De asta îi fac asta, pentru că sunt femei disponibile. Dar eu i-am spus lui, zic, măi băieți, măi bărbate, eu am 37-38 de ani, căsătorită de două ori, divorțată de două ori cu doi copii. Tu crezi că eu pun botul la trei cuvinte atâle? Tu serios? Așa și-am spus. Zic, nu. Și nu, stai că așa ai. Și vrei să fii trofeu că te-ai culcat cu Diana Balerini? Să spui cuiva să te lauzi la o bere cu băieți? Nu, băiete, dă-ți două palme. Asta nu merge. Îmi pare rău. Să așa sunt unele persoane care se laudă nefăcând. Nefăcând. Da. Eu tot cunosc din ăștia, știi? Și eu mă înflă râs. Băi, tăceți. Mai bine tăceți, nu vă faceți de râs. Sincer, eu am auzit și eu discuții din astea. Și Chișinău este e ca așa. Nu mi-e mare. E ca așa. Eu cunosc, știi cum? Dacă nu soțul tău, îl cunosc pe prietenul soțului tău. Și tot ceva să aud, știi? De exemplu. Da. Un sat mai mare. Da. Eu vrând nevrând aflu ceva despre omul ăla. Dar odată stăteam la o masă cu niște fete și discuta despre acel bărbat, dar nimeni nu știe că... Eu am înțeles că se discuta despre acel, dar el întrebându-se nu înțelegeau că el vorbea despre acel bărbat. Și mă ardeam. Și asta așa e patetic să te culci cu tot Chișinăul. Dar asta știi, e bună ideea, că iată, nimeni nu s-a gândit până acum să facă tot felul de webinare și seminare pentru femei s-au făcut, dar pentru bărbați s-au făcut până acum, că nu, eu știu. N-am fost... Na, nu. Deci ideea... Cum se cucerește o femeie după 35 de ani, știi? Nu, până la 35 ele tăte sunt bune, sunt disponibile. Cogeant, Chanel. Disponibile cât vrei, sau cu un Porsche, care e scris pe numele lui și când se plictisește de ea, e Porsche-ul de la altă. Câte cazuri sunt din ăsta pe Chișinău? Multe. Înțelegi? Și merg așa, pe crungul. Și atât așa. E urât treaba asta. Dar totuși, iarăși de nou, tot femeia face lucrul ăsta. Și cum vrei tu ca noi să ajungem într-o bună zi să fim toate libere? Nu putem. Nu. Că ar fi concurența prea mare. Dar așa. De când e lumea și pământul, a existat alfa sameț și da. Pielea mulțimea, adică. Partener general OTP Bank. Tu faci parfumuri. Da. Și îți crești propria materie primă pentru parfumurile tale. Da. Sper că anul ăsta cu bunul Dumnezeu, cu ajutorul lui, o să extrag deja prima parte de ulei. Ok. Te uita la firmă parfumier. Oh, ți-a plăcut? Da. Parfumier. Mm-hmm. Acolo electrică. Da. Dar asta a fost. Eu totdeauna spun că filmele sunt făcute pe bază reale. Nu există film sau piesă de teatru sau carte scris. Este o parte de... Putin, dacă te-ar prinde parfumierul din film, tu așa ai mirosă. A sex. Eu nu să-ți spun cum, de ce. Eu înainte nu mă parfumam deloc. Uite, nu aveam chestia. Dar cum miros sexul? Eu am un prieten care totdeauna când mă văd cu el, apel îmi spune, tu miroși a sex. Și eu îi spun, dar cum asta? Nu e că eu nu pot să-ți explic în cuvinte că miroasă asta. La tine e că așa pielea, eu am o piele foarte, foarte fină, știi? Și e că numai eu nu mă pun, e că numai atâta să mă ating de tine, că gata, sunt, știi, în... hormonii să duc, știi? Dar noi suntem prieteni, știi? Okay. Și eu îi zic lui, eu îi spun, dar tu știi că spune că prietenii între bărbați și femei nu există? Și el zice că dacă atât timp cât eu i-am ținut atât timp hormonii în pantaloni, credem că există. Există. Și tot poți zic asta. Când ați scap, atunci n-ați mai există. Dar până atunci și inks la mine în pantaloni, știi? Că eu am respect față, eu știi și spun totdeauna, eu am respect față de tine, că am impresia că dacă noi doi am avea sex, după asta s-ar strica totul. Nu știu de ce el spune. Și eu mai tare mă tem să fac sex cu tine. Dică să strâng prietenia, știi? Iată cum. Seama. Da. Că el crede că ar pierde mult mai mult, știi? Apică el totdeauna îmi spune așa. Și eu nu pot să înțeleg, dar la mărește-mă și nu mă tiar, eu zic, nu pot. Și eu îl întreb parfumierul meu, știi, cu care fac parfumurile. Zic, spune-te rog, cum asta miroase sex? Și că, Diana, uite, chiar asta eu nu pot să-ți explic, asta numai simți.
Okay. Și bărbații sunt asta, femeile nu au sunt niciodată asta, dar bărbații sunt asta. Pentru că pielea ta, știi, respir, arunc hormonul ăsta. Ok. Înțelegi? Ambra, de exemplu, ambra, mirosul de ambră, el miroase ca un pic ca piele omului, pentru că e făcută dintr-o grăsime animală. Eu am studiat toată povestea asta. Eu eram omul care nu mă dă din parfumuri, dar am ajuns să fac parfumuri. E o poveste interesantă și lungă. Mai invit odată cu parfumurile, da. Da. Știi ce mă gândeam? Mm. În contextul în care vorbeam anterior despre faptul că creăm confuzii în fața bărbaților atunci când ne îmbrăcăm foarte frumos, pentru că ei trebuie să știe că noi pentru alte femei, de fapt, și primă pentru mine, da? Mm-hmm. Eu am ajuns la aceea cum bărbat trebuie să-l cucerești îmbrăcată și pe mine, dacă nu mă exces la creier, poți fi și tu și eu goală în fața ta într-așelași pat. Dacă nu ajungi la mine aici, bine, mâna nu mai pui. Nu mă mai dezbrăci, adică. Nici nu mă mai dezbrăci, nici nu ajung dezbrăcată lângă tine. Păi dacă nu ajungi aici... Dar... Eu nu vreau un bărbat numai în pat, eu vreau un bărbat care să-mi fie interesant aici, știi? Întâi vorba și e freac în creier și după asta cu mine. Înțelegi cum? Dar frumos. Nu, când pat sex poți face cu fiecare. Ia, cu și bărbat nu poți face sex. El pe oricare. Dar și cu orice femeie poți face sex. Dar... Aici, nu cu toată lumea poți face. Să te exciți de aici, știi? Stai, știi, cu un bărbat? Eu am. Ce ai? Un bărbat care pot stau de vorbă. Prieten. La pe care eu știi cum mă uite, că așa la dânsul și tu mă, nu te opri, nu te opri. Știi când ca în sex, nu te opri? A pe așa eu cu dânsul, nu te opri. Hai, mai continuu, mai spune, mai spune, mai spune, mai spune, mai spune, știi, că așa, e că așa, știi? A pe eu când ies de la întâlnire cu el, a pe eu așa. Plină cu informații, știi? Ca după un orgasm. Dar noi n-am făcut sex. Noi doar am vorbit. Dar tot așa. Nu te opri, te rog, continuu. Și tot încerc subiecte de care vrei. Numai nu te opri, te rog, să te ascult. E ca și ala pentru mine este orgasm. Dacă te culci cu oricare, nu. Dar dacă ai obținut la dânsul un sex, s-ar mai întâmpla orgasm păi de discuție? Păi e ca asta, e frica asta. Asta e program. De asta de abandon, tipa, cucerești și leși. Dar cum vreau. Cine iubește și lasă. Dar nu, adică nu mă tentează altfel. Mine, pentru mine e ok așa, la emoția asta, știi? Ok. Asta. Eu odată am stat de vorbă cu un băiat de 22 de ani și eu am rămas așa. Deștept. Foarte, foarte și curajos. Mai ceva ca unul de 50. Și am zis, în sfârșit, cresc nații. Cresc generații. Generații, da, generații de bărbați care, știi cum zic, irisa mea să aibă niște taie cu sabia, știi? Da, serios. Da? Bărbați băieți deștepți, citiți, învățați, educați. Eu tare rog femeile care au băieți să-i educe. Ca și cum ar vrea ele să aibă un bărbat. Iată așa. Nu mă moasă, nu să le speli chiloții până la 18 ani, nu, dar să-i educi așa cum ar vrea ele să aibă un bărbat în casă, știi? Care nu l-au avut, dar ar vrea să-l aibă. Dar să o fac așa ca bărbatul să nu îi dă în cap, știi? Iată așa să-i educi. Eu, dacă irisa mea ar avea așa un bărbat, eu aș spune la femeie și întâi mulțumesc. Educat, galant, gentleman, știi? Nu de asta, hai... Nu vreau. Crede-mă. Vreau bărbați adevărați, nu mă moș. Faci genți, da. Aduci pantofi din Italia, da. Și-i vinzi aici, da. Crești flori pentru parfumurile tale. Nu numai pentru mine. Ai un bar. Da. Și tu îți dai seama că ești milionar în credite. Și milionar în credite. Viața activă. Foarte activ. N-ai gând. N-am gând de scris comentarii. Cele mai mari plăceri din viața ta? Unde îți încarci bateriile atunci când ai nevoie? Când stau singură, dorm singură, pot să stau singură foarte mult timp. Copiii mei mă încarc foarte mult.
Iris, acum că Iris stă la mine și e micuță, eu cu ea mă încarc foarte... Dar tu ai flori de Iris? Da. Și ai fetița Iris? Da. Catarie, asta este o afacere pornită special concomitent și am zis că când va avea ea 18 ani, o să-i dau această afacere ei. Foarte fain. Da. Și că băieții, știi cum, băieții sunt băieți și s-or faci singuri. Eu totdeauna așa spun. Că bărbații... trupul Iris. Da. Că bărbații trebuie să-și fie vânători. Și iată așa. Și mie mi-a început să-mi plac foarte tare singurătatea. O ador. Eu am stat 2 săptămâni singură acasă. Singură. M-am uitat la televizor, am mâncat, am dormit. Am mâncat, m-am uitat la televizor și am dormit. Un lux. Un lux stai în liniște asta, știi? Un lux. Da. Mod de viață. Da. Mod de viață, cum arată o zi din viața ta? Acum, spus că muncești mult. Cacalul, da. Eu așa spun. Acum mai pasiv ianuarie, pentru că n-a la toată lumea ianuarie mai pasiv, dar acum și încep sală, birou, Iris de la școală. Mai am norocul, mulțumesc bunului Dumnezeu, că are un tată înțelept și o mai ia el la el câteva zile, mai stă la mine. Iată, de exemplu, weekendul ăsta a fost la el, mai stă la el, mai stă la mine, adică ne ajutăm reciproc, sau când am eu nevoie să plec, el o ține, când pleacă el, eu țin eu, adică aici suntem foarte ok la acest capitol. De la care nu sunteți? Voi la toți sunteți ok? Eu zic, la acest capitol copilul, știi cum sunt alte multe femei care rămân singuri, sarmanile târâi, jugul, cum ar veni singuri, carul, eu am norocul ăsta, știi? Și rutina asta de zi de zi, dar eu totdeauna nu, la mine nu este zic să fie rutină, eu totdeauna caut, găsesc ceva ca simplu, știi, ziua cât mai frumos, seara acasă, înainte, cu trei eram toate restaurantele în Chișinău, dacă vrei să mă întreb un restaurant unde se mănâncă bine, eu sunt prima, știam toate, le știu pe toate, astea mai noi nu prea, dar okay. Rest le știam pe toate, că na, așa era situația. Dar nu se vede cât îți place să mănânci. Ei, faci sală? De mult n-am făcut sală. Adică eu fac, știi cum mă duc. E genetic? Care-ți bine? Sau mă, faci ei, ceva pentru asta? Dacă te-ai lăsat în voia sorții, cum arăta? Eu mai am avut ultima perioadă, am avut 69 de kilograme. Când am văzut, m-am spăriat. Eu la 63, 62, 64 maxim. 65 asta, dar am gata. Când am văzut, scutoamne. 70 cât aveai? 69. Scutoamne și asta. Nu. În 2 săptămâni, înapoi la 64. Dar cum? Mănânc doar o dată în zi. La, okay. Mănânc de la orele 3 până la orele 6. Okay, în intervalul ăsta de timp fasting, știi? Mănânc în intervalul ăsta de timp, alcool l-am exclus total, că alcoolul reține foarte multă apă. Dar eu, cât am fost prin Parisuri de vreo 3 ori la sfârșitul anului, am băut la șampanic. Okay. De care vrei. Se duci. Da, cum zici, la Paris nu mănânci croissant sau baghet cu unt, știi? Da. Untul mâncam acolo cu furculița. Da, dar eu repede mi-am revenit. În 2 săptămâni ai dat jos 5 kg. Da. Da. Prin fasting. Prin fasting. Și acum tot continui să fac asta, să ajung încă măcar încă 5. Să ajung la 60. Mai tare vrei slăbești? Da. Ok. Da, ajung în primăvară la 60. Să mă simt eu bine cu mine. Îmi prins într-o perioadă bună a vieții tale? Da. Acum eu? Da. Sunt sincer, cu mâna pe inimă. Sunt foarte bine. Și mulțumesc Bunul Dumnezeu că mi-a dat înțelepciunea să mă aleg pe mine și să fiu bine astăzi. Am văzut eu interviuri în care părei egoist, dar nu așa, îmi place egoismul tău. Băi, eu sunt egoist, dar sunt egoist pentru mine și copiii mei. Da, dar noi am fost educați de cenușăreasa, fata babei și fata moșneagului. Dacă ești fata babei, apoi rău, treci și fata moșneagului, să nu vrei prea mult, că te mănâncă fântâna, nu-ți dă nimic, omul nu-ți dă. Înțelegi ce zic? Noi de mițiele am fost educate, de povești eu așa care am fost. Ne-a zis, eu așa am păi fost. Toți, și tu și eu. Dar... și ulterior tu te-ai schimbat plastinca invers. Da. Noi am fost educate că dacă ești cenușăreasa, ești frumoasă și cu minte, bravo. Dacă nu speli din urma la tăt și zici câteodată nu, nu este bine. Uh-huh. Trebuie să răbzi, sufli, stai, să tu faci că... sex chiar dacă nu vrei. Trebuie să faci tăci și ele ca și în rând cu lumea. Și noi din educație, de atâta și subiectele astea au acum... atâta interes. Oamenii se uite. De ce? Pentru că se regăsesc. Pentru că am avut tăți de la mamele noastre și noi aceeași educație. Nu zaieți păgădi. Tăți ne-au uitat. Mm. Cum e iepurașul și ăla personajul pozitiv? El stă, fuge de lup și ăla. Cu minte. Doamne ferești să faci ca lupul. Mm-hmm. Că ești lup.
Da. Da, da, da. Te-ai făcut diferență vreodată de desene animate din afară și desene animate la noi? Absolut. Noi am fost educați într aiurea. Exact. Știm pentru alții, dar nu pentru noi. Exact. Și așa de tot este un stil de educație. Păi prin desene animate. Da. Copiii se educă de acolo, din desene animate. Și părinții trebuie să aibă mare grijă ce desene animate. Uite, în Catare, Mașa și Ursul este un desen animat periculos. Periculos, dar totodată să te gândești nouă, acum, când te uiți la dâns, am zis, bravo, Mașa, știi? Da. Înțelegi? Pentru că, în sfârșit, o fetiță care... Exact. Îl fotbolești pe urs. Exact. Dar se consideră un film periculos. Da. De ce okay. periculos? Pentru că nu le convine la mulți că fata asta face așa. Fetița asta, personajul ăsta face așa. Înțelegi cum? Dar noi am fost crescute cu... Am început cu desene animate, nu cu desene animate, dar povești, uh-huh. în care tot visul făt tău frumos. Este mărit cu făt frumos. Făt frumos, este ai bătăuș și are o grămadă de chestii, dar el e făt frumos uh-huh. tău și tu trebuie să rămâi până la adânci bătrâneță, atenție, că așa e în povești. Da. După asta ne-am dus la Londra, Maria Jose, noi tortăți am văzut aceleași filme, da. Era mititele. Noi suntem aproape de aceeași vârstă. Tu ai văzut sigur. Londra, tu ai da văzut cum? Prosta Maria, da tu ai cum? Văzut toate astea. Cum trebuie să fie? Cum era personajul principal? Blândă, cu minte, frecată din toate părțile în sensul negativ, tăți îi face rău, ei trebuie să răbde. Uh-huh. Și noi am crescut așa. Și acum, iată, de vreo câțiva ani, se vorbește despre fapt când mă gândești și la tine. Da, scoate Maria Jose, eu lui sora mea. Când stăm noi da, la da, sororile, da. Tu ai soră, așa? Da, da, mai mic, da. Când stăm noi și vorbim despre cât de bune suntem, eu îi spun la sora mea și cum binele eu ieși pe gât, câteodată uh-huh. știi când bine, faci bine și facerea de bine, bine. Vorba ce? Da. Și eu îi spun, hai la Londra, ajungi. Mai devine, schimbă-mă acasă. Schimba Londra. Da. Tu a Londra ți-i faci rău prin faptul că ești atâta a Londra. A Londra, da. Mare Jose, și tătea este. Da, da, da. Așa, așa. Și când o să încetăm, să vrem să fim pe plac tuturor, atunci o să trăim un pic mai bine. Mm-hmm. Și iată, tu prin asta spui, tu prin comportamentul, ieșirile tare publice, tu spui, ne-mi place de tine, ne-mi dragă de tine. Mulțumesc, dar îți spun că și primesc foarte mult hate la asta, pentru că femeile doare asta. Cele care scriu hate, pe dânsele le doare și de-asta ele scriu hate, că ele nu pot așa face. Măi, chiar hate, dacă vreți, mi-mi ajută. Pe mine tot. Adică, na. Da. Mi-e tare neplăcut să stau de vorbă cu tine. Și știam sigur că o să-mi fie interesant cu tine. Și eu tot sigur că și chiar te mai invit. De ce nu? Mersi pentru cărți. Cu mare drag. Eu strag în fiecare dimineață câte una, așa să vedem care e motivația pe care o... A zilei. A zilei. Motivația zilei. Da. Sunt sigură că n-am abordat tăci și ne-a trebuit, dar eu am un principiu. Mi-mi pare să mai lăsăm pe altă dată. Să mai lăsăm pe altă dată și să întreb și mă interesează și pe mine, nu doar ce ar interesa publicul. Uh-huh. Și mi se pare că am abordat și subiectele care mi-au plăcut și mie să le discut cu tine. Vreau să miros măcar unul din parfumurile tale, unde le găsesc. Te aștept la mine. Cum ai spus, deci, ne vedem la o cafea. Aha, deci la tine la cafea, la barul tău. Da. La tine tot sunt împreună. Da. Bar, da, da, magazin din... Și biroul meu, da. Ah, ok. Te aștept la mine la cafea. Ok. Mersi că ai venit. Eu am un cadou pe final pentru tine, de la partenerii noștri, cărora le mulțumesc. Un spuman. De la prietenii noștri. De la maestro, da. Mulțumesc frumos. Excelența are nume și tu o demonstrezi, acest fapt îl demonstrezi prin munca ta. Face. Ești o femeie care vorbește despre teme tabu, încurajează alte femei și poate fi mai frumos. Mersi. Cu mare drag, draga mea. Mult spor în toate. Mersi la fel. Cut. Partener general OTP Bank.